Totul pentru vaccinați, totul pentru patrie. Să trăiți, domnule general, să trăiți, domnule prim-ministru, să trăiți, domnule Ciucă. Ciucă al lor, nu e Ciucă al nostru. Al nostru e la comedie, într-o țară tristă, plină de umor. Permite să raportez. Sunt nevaccinat, dar trecut prin boală. Plecând de la această stare de fapt, fac și eu o simplă întrebare. Pot să mă plimb noaptea pe străzi sau mai degrabă trebuie să rămân pe cameră? Întreb, domnule general, nu dau cu parul, nu trag cu tunul și că tot veni vorba despre nevaccinați, am o sugestie care vine în lumina noilor restricții izvorâte din prea plinul maharajahului Iohannis. Toți nevaccinații să fie închiși în case și să le fie sudate ușile. Oricum nu mai au voie să iasă nicăieri, nu mai au voie să facă nimic. Le rămâne să stea la fereastră toată iarna noastră și să le facă frumos cu mâna vaccinaților. Totul pentru vaccinați, totul pentru patrie. Hai liberare! AMR, secolul 21. Mă rog, ce-a mai rămas din el. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O emisiune în trei părți. În prima parte discutăm despre drepturi și libertăți, despre ce se întâmplă cu România, cu un actor, cu o actriță pe numele domniei sale, Manuela Hărăbor. O răzvrătită, de fapt, nu? Nu sunt îndeajuns de răzvrătită, pentru că încă mai am un bun simț, încă aștept ca cei care ne conduc destinele să se trezească în ceasul al 12-lea, tot mai sper că nu au dat dovadă până acum doar de prostie și de lipsă de profesionalism la toate nivelele, și tot mai sper că nu era credință, cu toate că din ce în ce mai mult tind să cred că este rea voință și că totul se face diabolic. Manuela, tu strigi de la începutul pandemiei. Ești o voce foarte activă între zidurile cetății, pentru că suntem destul de restricționați din multe puncte de vedere. Hai să o luăm cu începutul. Ce crezi tu, ce s-a întâmplat, de ce crezi că am ajuns aici? Astăzi, când în România avem parte de o catastrofă umanitară. Păi s-a făcut sau s-a ajuns la momentul ăsta în care mor oamenii în spital pentru că sistemul medical n-a fost pregătit, pentru că au dormit, pentru că s-au culcat pe urechea dreaptă și au zis avem vaccin adus ca pe Sfintele Moaște în decembrie de Crăciun și au zis altceva nu mai avem nevoie. Pe principiu, cap avem, minte ce ne mai trebuie. Adică avem vaccin și l-am rezolvat pe toate. A, bun, că la început am fost ușor mințiți, că poate au fost și ei mințiți, acum să le dăm circumstanțe, să le găsim circumstanțe atenuante și au crezut că odată vaccinat nu se mai pupă virusul de tine cât vei trăi pe pământul ăsta. Să zicem că au fost prost informați, ceea ce nu prea cred că au fost prost informați, cel puțin la nivele foarte înalte. Nu cred lucrul ăsta, că atunci chiar am fi un sat fără câini și am fi o țară fără administrație, nu fără un administrator, șef care ar trebui să fie. Păi ți se pare că avem în momentul ăsta? Deocamdată ocupă locul de administrator, șef, cineva, nu? Nu este cine? Vacant. Cine nu ocupă? Este vacant. Un domn care se numește președinte, pe care unii l-au ales în proporție de 30%, nu? Uite, foarte ciudat procentul ăsta, 30%. Te tot uiți la procente. 30% când s-au vaccinat, 30% l-au și votat. Sau dar i-au nu și e vorba votat. De asta. E vorba că l-au votat 60-70%, un scor istoric. În 2016, 16? Cred că nu, 2014. Uite, eu mă bucur că intuiția mea a funcționat și nu știu cum funcționează intuiția mea, dar... Legată de președinte. Legată în general de cum să ne alegem guvernanții, a funcționat de fiecare dată. Guvernanții nu prea ne alegem noi, noi alegem... Și mi-am pus capul pe pernă liniștită știind că nu am contribuit la aducerea unui om care dă dovadă de trădare de țară în fiecare zi. Trădare de țară? Da, absolut. În momentul în care tu nu ții cu poporul tău, ești trădător de țară. Dar cu cine ține? Nu știu cu cine ține, nu ține cu noi.
Asta e clar. Cu cine ține, treaba asta lui. Asta e o acuzație gravă. Este problema lui, dar ei dau dovadă de trădare țară, pentru că eu nu am auzit niciodată un discurs la niciun nivel în care să se țină cont de interesele țării, să se țină cont de sănătatea cetățenilor, de bunăstarea lor, de nivelul de trai. Eu n-am auzit lucrurile astea. De atâția ani de zile, nu sunt născut alaltăieri. Ori eu de 30 de ani și încă 20 înainte aud același discurs. Dar ce te mână în luptă, totuși? Mă mână în luptă pentru că îmi dau seama că oamenii... Dar ce te mână? Ce te mână? De ce? Că ești un actor, cunoscut, chiar celebru, a spune. Eu cred că în momentul în care ne naștem pe pământ, avem fiecare un drum și o menire de dus. Nu putem să facem umbră pământului de pomană. Trebuie să dăm dovadă că suntem oameni în primul rând. Ori să fii om, trebuie să-ți pese și să ai compasiune față de cel de față, de vis-a-vis de tine. Și pe cât posibil să-l ajuți. Oricum, în orice fel, pe măsura posibilităților tale. Nu poți să treci prin viață de unul singur, cum ne învață. Și nu crezi că în România nu există solidaritate, apropo de că tu vrei să faci există solidaritate, dar nu la nivelurile de care spuneam. Eu nu văd lucrul ăsta, pentru că, uite, situația cu care ne confruntăm acum, nu mor atâția oameni în spitale, de ce? Ni se spune în fiecare zi pentru că nu s-au vaccinat, pentru că nu s-au vaccinat, pentru că nu s-au vaccinat. Ce te faci cu cei vaccinați care sunt bolnavi? Ei, cei care ne conduc, nu s-au bucurat, au luat vaccinul, foarte bine, avem vaccinul, dar mai avem nevoie și de altceva. Mai avem nevoie de tratamente, pentru că ce să vezi și cei vaccinați se îmbolnăvesc, ce faci? Le dai paracetamol? Cum mi-a dat mie doctorița de familie? În primul rând, campania de vaccinare a fost un eșec. Ca să nu mai... Campania de vaccinare... De ce? Eu trag o linie. Deci eu sunt actriță, dar mă pricep și la matematică, măcar așa, la un nivel de bun simț, să zicem. Dacă tu aduni câți bani s-au aruncat pe fereastră de la începutul acestei pandemii, te cutremuri. O campanie dezastruoasă de vaccinare de 30 de milioane de euro? De 30 de milioane de euro? Aruncat stânga-dreapta banii în televiziuni, peste 200 de milioane de euro? Cumpărat și închis gura atâtor medici care ar putea să facă lucrurile? Nu știu dacă sunt 200 de milioane. Cred că-s mai mult. Cred pentru televiziuni și pentru media? Nu păi, cred. Taman, ce-am citit acum, că o persoană a luat 2 milioane acum... De curând. O persoană e una, dar până la 200 de milioane e mult. Nu-i dăm. De la începutul campaniei, eu cred că se strâng niște... Chiar nu știu și nu pot să vorbesc despre asta. Niște bani. Spune-mi, te rog. Dar dacă să faci lucrul ăsta, ne aruncăm și antamăm 120 de milioane de doze de vaccin, de ce nu luăm doar 50 de milioane și de restul banilor să luăm antivirale? Păi noi ajungem acum, toate țările de la începutul anului și-au făcut stocuri de medicamente. Noi nu am cumpărat un medicament și noi ne plângem că ne mor oamenii în spital. Păi oamenii mor nu că nu sunt vaccinați. Oamenii mor că nu au tratament, nu sunt tratați. Pe mine m-a sunat DSP-ul, eu am ieșit din izolare vinerea trecută. Da. M-a sunat DSP-ul în ziua a 10-a. Am și glumit cu doamna aceea care era... întâmplător, o doamnă foarte drăguță și binevoitoare și cu umor și a zis, la ce mă mai sunați acum să vă spun de contacte? Păi, în 10 zile... Deci, practic, nu funcționează. Cine știe de cât lor s-au multiplicat? Nu, dar practic nu funcționează asta. Păi, nu funcționează, pentru că nu funcționează. Păi, pentru că în loc să bage bani și să ia... Pentru că sunt excedați. Nu mai păi fac față. Nici la telefon, la nimic. Dar știi cum e? Este vorba de bugetul... Nu, uite, bugetul familiei. Eu am bugetul ăsta al familiei pe o lună de zile. Eu știu cum să-mi împart banii. Și ei n-au făcut fel, asta. Și tu spui, au cheltuit milioane, ăsta. Zeci de milioane, sute de milioane de euro, n-au pus la punct acest serviciu al DSP-ului, astfel încât DSP-ului, al spitalului, al urgențelor, al telefoanelor, pentru că la salvare e la fel. Mai fac față și așa mai departe. Și al deci medicamentelor în primul rând. Tu să nu ai tratament ambulatoriu, tu de 2 ani de zile aproape să nu faci o campanie de prevenție. De prevenție. Tu încasezi niște bani din asigurările de sănătate, mă întreabă ce fac cu banii mei, nu mă întreabă nimeni ce fac cu banii mei. Mm-hmm.
Eu n-am avut un concediu medical până acum, în 30 de ani. Ajut. Am fost în spital. Copilul meu, dacă cineva poate să spună că da, încasează de la asigurări, da, medicamente de 100 de lei pe lună. Mie mi-au milioane. Bun, ajungem și la ceea ce s-a făcut cu banii. De ce crezi că a fost un eșec această campanie de vaccinare? În primul rând că nu-i duce capul, dacă e să mă întreb din punct de vedere al meseriei pe care nu o fac de atâția ani de zile. Deci nu se poate și probabil agențiile de publicitate antamate au fost atât de pocârjate de onoarea care li s-a făcut și de banii care li s-au dus acolo, că au zis facem ce vreți voi, nu? Clientul nostru, stăpânul nostru. Deci, în primul rând, nu i-a dus capul. În al doilea rând, ei dacă începeau campania asta de vaccinare cu o campanie de prevenție, îți spun eu că aveau sorți de izbândă mult mai mare, pentru că dădeau dovadă un an de zile înainte că le pasă de populație. Vorbeam de asigurările de sănătate. Păi din banii ăia nu puteai să faci un kit cu niște vitamine absolut necesare pentru întărirea sistemului imunitar? Nu ai puteai să spui pe televizor, mă, oameni, luați-vă vitamina C, luați-vă zinc, luați-vă calciu, luați asta, întăriți-vă pentru că vine virusul ăsta peste noi. Vine potopul. Ce faci? Nu un om de la țară când știe că vine furtună, ce face? Se asigură că nu-i smulge acoperișul de pe casă, că nu-i zboară animalele din ogradă. Nu, face ceva pentru că instinctul lui funcționează. Ori ei dau dovadă că n-au nici urmă de instinct. Dar eu cred în cele din urmă, din ce văd în zilele pe care le trăim, că nu le pasă. Nu le pasă. Ori dacă nu le pasă, nu este egal cu trădători de țară. Dacă ei sunt puși acolo, cocoțați pe niște posturi din voturile noastre sau a celor care s-au dus și ei dau dovadă că nu le pasă de banul meu, de sănătatea mea, de felul în care trăiesc. Păi eu să cred statul român atâta vreme cât 30 de ani nu l-au băgat în seamă pe copilul meu? Eu doar am plătit taxe și când a venit vorba de tratament și de terapie, am scos tot eu bani din buzunar. La ce să mai dau bani la stat? De ce să cred statul? Da. Ce mi-a adus statul? Absolut nimic. Și acum vin și mint în continuare. Ori asta e problema. Ei și-au făcut o faimă de atâția ani de zile de mincinoși. Tu vii, ai pretenția după 30 de ani lumea să te creadă când deschizi gura, indiferent pe ce temă vorbești. Corect. Vrei să -ți prezint un material ca să îți facă ție plăcere, ca să nu mai fie atât de să nu mai fie atât de croită? Uite, am un material aici, a apărut în presa străină. Îl găsim imediat. Cu ce diferă imunizarea prin vaccinarea de cea naturală, care este mai puternică și care durează în timp. Dar vreau să le spui celor care ne urmăresc, pentru că ești dovada vie a faptului că ai trecut prin bală și poți să spui ce medicament ai luat un preventiv în această perioadă. Dacă vrei, că nu e obligatoriu. Absolut, absolut. Deci, în primul rând, am luat vitaminele care susțin și care întăresc sistemul imunitar. Am luat vitamina C, D3, zinc, quercitină. Și am luat acest medicament minune, de care toată lumea se ferește să vorbească, zici că este rău absolut pe pământ, ivermectină. Iau din ianuarie profilactic, absolut. Lunar, la un moment dat am luat și de două ori pe lună, m-am întors la sfaturile doctorului pe care îl ascult și îți mulțumesc că l-am și cunoscut dacă doctorul Alexie. Doctorul Alexie. Deci câte, și iau de două ori pe lună. De două ori pe lună câte pastile? Patru? La greutatea mea 5 pastile. 5 pastile? Iei într-o singură zi și de două ori pe lună. Care au fost și băiatul meu ia 6 pastile. Care au fost simptomele în momentul în care ai avut COVID? Că ai avut acum 2 săptămâni, nu? Da, 3 săptămâni. 2 săptămâni. Da, am intrat în prima săptămână de eliberare. Simptomele au fost foarte ușoare. Am avut un singur puseu de febră, mă rog, o stare subfebrilă, un 37:1. În prima zi, când m-a și determinat, după ce mi-a ieșit un test rapid, mi-a ieșit pozitiv și m-am dus și mi-a făcut un test PCR.
a ieșit pozitiv. A doua zi, următoarele două zile, am avut dureri musculare în zona spatelui și cervical. Și cam asta a fost, asta a fost tot. Și am tușit. Și ai tușit. Am tușit cam toată perioada. Da, și asta a fost tot. În rest, Și asta a fost tot. Fără să fii vaccinată, trebuie să spunem asta. Fără să fiu vaccinată, dar eu înainte să plec în turneu, oricum se apropia data în care eu trebuia să iau ivermectina, am luat-o cu 3 sau 4 zile înainte, știind că totuși mă duc într-o aglomerație. Atenție, am plecat în turneu, testată fiind, împreună cu colegele mele nevaccinate, ne-am dus și ne-am testat. Care a fost tratamentul în momentul în care ai devenit pozitivă? Am continuat două zile cu ivermectina. Adică n-ai mai luat o singură zi, ci încă două zile. Încă două zile. Aceeași total, doză pe care o luai. Trei doze. Adică cinci pastile într-o zi, cinci în a doua, cinci în a treia. Deci, practic, au fost trei doze, pentru că, conform protocolului în boală, se poate lua între trei și cinci zile. Da. În funcție de simptome, dar eu, având deja simptomele diminuate, am luat doar trei zile. Dar în același timp am intrat și pe schema doctoriței Groșan, care îi mulțumesc și sunt recunoscătoare. Spune-mi, te rog, ai avut efecte secundare pentru că e de la începutul anului, după ivermectina? Nu, absolut deloc. Și spun, la noi în familie, ia toată lumea, Andrei fiind cel mai tânăr, 30 de ani, până la tata de 94 de ani. 94 de ani. Face 95 în curând. Nu s-a vaccinat. Nu s-a vaccinat, a trecut printr-un COVID iarna trecută. A trecut prin COVID? A trecut prin COVID. A fost, cum a fost? La 94 de ani. Au fost niște simptome similare cu o viroză respiratorie, mult mai ușoară decât ultima viroză pe care a avut-o în urmă cu 5 ani. Pozitiv. A făcut temperatură și atunci, eu fiind totuși o persoană responsabilă, mor când aud cuvântul ăsta, dar chiar m-am gândit, a zis, unde mă duc eu cu un bolnav care s-ar putea să aibă COVID, să-l scot din casă și să mă duc într-o clinică. Și mi s-a părut normal să chem acasă să-i facă testul. Dar ce să vezi, DSP-ul nu prea vine sau vine oricum foarte rar. Având în vedere că tata avea 94 de ani la vremea aceea, am zis, bun, haide să chem pe cineva privat. M-a costat 550 de lei testul lui tata. De asta nu ne-am testat și noi ceilalți. Și a ieșit pozitiv. Și a urmat un tratament cu azitromicină pe vremea aia. Așa se trata și în spital. Și saturația de oxigen, nu ne-am speriat. Pentru că la un moment dat, da, se mai ducea. Pentru că în timpul zilei poate se mai ducă. Dacă la 94 de ani la 93, se ducea și la 94, și la 95, la 96. Dar avea 94, are 94 de ani. 94 totuși de ani. Adică nu cred că aveam pretenție să aibă saturația de oxigen 98 pe linie. Dacă aveți întrebări pentru Manuela Hărăbor, la 0747 800 800, aștept întrebările voastre la 0747 800 800, fie că e vorba de Signal, fie că e vorba de Telegram, primim și aici foarte multe mesaje, fie că e vorba de WhatsApp. COVID-19, rog pe colegii mei să afișeze pe jumătate de ecran. Rata de infectare este mai mare în rândul persoanelor vaccinate, arată un raport britanic. Cum se explică? Cum crezi că se explică? Păi, nu te arunca, stai un pic. Datele britanice arată că rata de infectare este mai mare, puteți să afișați pe micul ecran dacă... Datele britanice arată că rata de infectare este mai mare la cei vaccinați decât la cei care nu au primit serul anticovid. Cum se explică fenomenul? Pe măsură ce campania de vaccinare se extinde, apar din ce în ce mai multe cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, deși sunt vaccinate anticovid, așa cum a remarcat acum câteva zile pe Twitter un profesor britanic. Cel mai recent raport de monitorizare a campaniei de vaccinare publicat de Agenția de Sănătate Publică din Marea Britanie arată că persoanele vaccinate sunt pozitive într-o proporție mai mare decât persoanele nevaccinate pentru toate categoriile de vârstă, începând cu grupa 30-39 de ani, scrie profesorul. Raportul în cauză demonstrează același lucru. În categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40 și 49, proporția celor vaccinate și infectate este chiar de două ori mai mare decât în rândul nevaccinaților. 1281 din 100.000 de persoane față de 690 în septembrie. Dar asta înseamnă că persoanele care sunt vaccinate sunt mai susceptibile de a fi infectate? Nu știu care e explicația, că ar trebui să am mult mai multe date, dar uite că la noi nu există statistici de genul ăsta, pentru că fug la noi n-ar ieși așa. Fug ca la noi ăla are de și, tămâie. La noi are și invers. Știi de ce?
Pentru că la britanici rata de vaccinare e 70%. Și e normal ca din aia 70% să fie mai mulți infectați. Pentru că sunt 30% nevaccinați. Asta, da. Pe de o parte. Pe de o parte. Dar... Și mai e o chestiune, că n-am timp să citesc tot articolul, pentru că cei care s-au vaccinat se simt mult mai liberi, participă la mai multe adunări publice și așa mai departe. Adică nu se prea feresc pentru că sunt vaccinați. Și atunci vin eu cu întrebarea păi și spun... bună întrebare. Și atunci vin eu în întâmpinarea ta... Atunci descoperirea acestui vaccin și oferirea așa pe tavă tuturor țărilor de pe pământul ăsta are ceva medical în el sau e pur și simplu o afacere? Cine? Vaccinul. Asigur că are pentru că nu ajung în spital cazurile grave. Păi nu ajung pentru că au și tratamente. Pentru că în continuare și cel vaccinat care are primele simptome, păi nu ai garanția că nu știi cum evoluează boala, adevărat, așa cum spune doctorul Alexie. E adevărat, nu și trebuie poți tratat. Să știi până în prima săptămână. Ori ei sunt tratați în toate țările, din Bulgaria până în Anglia, ca să nu trecem oceanul, sunt tratați. Cât are filmulețul doctorului Alexie? Câte minute are? Hai să-l dăm până la publicitate. Dați-vă, vă rog, filmulețul. Eu sunt doctorul Alexie din Las Vegas și vreau să fac un clip care probabil că este cel mai important clip din cât am făcut până acum pentru frații mei din România. Este vorba de explicația bolii COVID, infecția COVID, care are mai multe etape. Deci acestea sunt etapele și stadiile de severitate. Este stadiul asimptomatic sau presimptomatic în care pacienții de obicei nu au simptome sau foarte minime. După aia urmează boala minimă în care sunt simptome de febră, de tuse. Acum foarte mulți au dureri de cap, dar încă nu au probleme cu respirația. Este faza moderată când pacienții deja au probleme cu respirația, simt că nu pot să respire bine, dar încă oxigenarea lor e foarte bună, vedeți, mai mare de 94%, după care vine o fază critică care este faza severă, în care oxigenarea scade sub 94%, în care rata respiratorie e mai mare de 30% și dacă mergeți la spital deja pacienții care sunt infectați, mulți din ei au infiltrat pe mai mult de 50% din plămâni. Ultima fază este faza critică în care pacienții intră în insuficiență respiratorie, ajung pe ventilatoare, la terapie intensivă și, din păcate, la unii le cedează organele, ficatul, rinichii și mulți mor. Problema este următoarea. Virusul începe să se multiplice din prima fază, din faza presimptomatică. Acesta este încărcătura virală și multiplicarea virusului. Ea continuă pentru câteva zile, în general o săptămână sau maxim 10 zile, și trece prin faza minimă de boală, ajunge la faza moderată și în faza de severitate, când de fapt noi ne îmbolnăvim rău, dar încă nu ne dăm seama, virusul deja moare, adică este eliminat din corp. La unii încă rezistă. Pe urmă, mai avem faza inflamatorie, deci în general boala începe cu faza virală, care începe de la început și încet se stinge, dar în timpul bolii moderate începe și faza inflamatorie, care este cea mai importantă și aceasta este cea care omoară cei mai mulți oameni. Faza inflamatorie începe și devine de severă în partea în care pacienții încă se simt destul de bine, dar sunt foarte bolnavi. De aceea măsurarea oxigenului este extrem de importantă, să nu fie sub 94% constant. Adică constant mă refer mai multe măsurători timp de o oră sau o jumătate de oră, nu o singură măsurătoare de 93, gata să ne speriem. Pentru că oxigenarea merge în sus și în jos, 93, 94, 96, 95, o să vedeți dacă aveți puls oximetru că fluctuează. Deci asta este faza cea mai importantă pe care toți românii trebuie să o știe și toți trebuie să-și cumpere acum sau toți care vor să-și cumpere puls oximetric și să-și monitorizeze oxigenarea în momentul în care au fost diagnosticați cu COVID sau sunt suspecți de COVID. Pentru că tratamentele ar trebui să înceapă din prima fază de la diagnostic cu antivirale, vedeți? Și antiviralele de obicei lucrează până la severe illness pentru că aici deja este mai mult inflamație decât virus. Dar oricum noi nu avem în România decât favipiravirul. În alte țări din lume se folosește și ivermectina, dar din păcate în România nu este aprobată. Eu nu vă spun să luați ivermectină, vă spun decât să mergeți să discutați cu doctorii dumneavoastră.
Cea mai mare problemă care există este această fază de care trebuie să știți toți. Deci trebuie să vă măsurați oxigenarea. În momentul în care aveți constant sub 94, trebuie neapărat să discutați cu doctorii dumneavoastră și să vedeți dacă trebuie să vă internați. Cel puțin poate să vă facă o tomografie și, bineînțeles, să încerce tratamentele care îi se aplică dumneavoastră. Vedeți, în faza de mild illness se folosesc și anticorpii aceia Regeneron, care sunt acum pe piață și în România, dar ei trebuie să fie folosiți destul de devreme în boală, nu când deja oxigenarea a scăzut, că atunci nu mai lucrează. Și, bineînțeles, cele mai importante medicamente când sunt deja pacienții bolnavi sunt antiinflamatoarele, care sunt steroizii, tocilizumabul și mi se pare că a apărut un nou medicament în România, tot pe bază de antiinflamație puternică, care este folosit pentru artrita reumatoidă. Deci, țineți minte, saturația de 94%, de fapt mai jos de 94% constantă, este semnalul cel mai important de alarmă, care imediat trebuie să vă facă să vedeți un medic sau să chemați o ambulanță, trebuie neapărat să-i evaluați. Nu mai așteptați dacă aveți oxigenarea sub 94% acasă, pentru că s-ar putea să treceți în faza critică de inflamație puternică, de furtună de citochine și să muriți dacă ajungeți prea târziu. E vorba de... Da, sunt și recomandări. Cum evoluează această boală nenorocită? Doctorul Ion Olexie, care este un doctor de boli infecțioase, explică cum evoluează această boală și mai ales ce trebuie să faceți. Explicațiile sunt foarte clare. Rămân oricum în această emisiune. Puteți să dați banda înapoi, cum se spune, și să vedeți. Vorbește despre antivirale. Problema e că antivirale se găsesc în spitale și cam atâta. Sunt foarte mulți care sună, scriu și întreabă de unde ai cumpărat, de unde ți-ai procurat ivermectină. Manuela Hărăbor, uite. Nu pot să vă spun de unde mi-am luat ivermectina, dar pot să vă spun că există o farmacie în București, vis-a-vis de Perla, și cu rețetă medicală se poate distribui, au laborator propriu. Se poate merge foarte ușor la clinica lui Gigi Becali, acolo toți medicii merg pe această schemă de tratament, se pot da rețete. Apropo de Gigi Becali, să ai pe cineva care vrea să-ți ofere ție, stat român, medicamente, să spui am substanța activă la ivermectină, am rețeta, pot să o produc eu aici, la noi, în România. Vă dau gratis, pot să aduc Arbidol, vă dau gratis. A doua oară a spus că prima tranșă de Arbidol rămasă la graniță și neluată în țară s-a dus din Moldova. Și culmea, cei care își cumpără acum pe sub mână, prin relații, își cumpără din Moldova, din dozele aduse aici, pentru Manuela, România aici trebuie de la să spunem, Gigi Becali. Aici trebuie să spunem. Faptul că protocolul sau schema de tratament nu include nici Arbidol, nici ivermectină, iar medicii trebuie să dea aceste tratamente, să le recomande, eu să dea rețete, iartă-mă o secundă, pe propria răspundere, pentru că nu există în acel protocol de tratament. Asta spun, dacă tu vezi că protocolul pe care îl urmezi e prost sau nu dă randament, că dacă dădea randament nu aveam acum 4.000 de decese. Nu aveam atâția mii de oameni infectați. Deci tu ai ajuns, nu tragi o concluzie, măcar o dată pe trimestru, o dată pe an, tragi linie și vezi. A funcționat schema de tratament? N-a funcționat. Hai să o cotim, hai să o schimbăm. Ei o țin langa. Ei sunt puși pe pilot automat. Să cred că doar sunt proști? Nu cred că sunt doar Trebuie proști. Să le anunțăm pe fanii mei, să-i anunțăm pe cei care ne urmăresc. În partea a doua emisiunii va fi invitat în studioul nostru doctorul Adrian Marinescu, directorul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balci. În ultima parte, în studio, se va afla Cornel Nistorescu și, de asemenea, vom fi în legătură cu Bogdan Teodorescu, vom discuta despre această nouă numire, acest nou premier desemnat Ciucă. Câțu, Ciucă și așa mai departe. Haideți să dăm încă o dată pe ecran acel studiu, pentru că e foarte important și o să vedeți de ce. Toate aceste informații, toate aceste studii le găsiți pe smartradio.ro.
Bineînțeles, și recomandările medicului Alexie le găsiți tot acolo, dar mai ales toate aceste studii de care vorbesc, uneori nu am timp suficient, citesc câte 3-4 rânduri sau citesc doar titlul, dar toate aceste studii legate de, să vă dau câteva exemple, noua tulpină Alpha Plus, Delta Plus, care este mult mai contagioasă. Dacă tulpina Delta, care este predominantă în România, este de 3 ori mai contagioasă decât vechea tulpină, ei bine, această tulpină Delta Plus este și asta de încă, nu e așa, câteva ori mai contagioasă, deci cu atât mai periculoasă. E după aceea, alt studiu pe care îl găsiți pe smartradio.ro, cu ce diferă imunizarea prin vaccinare de cea naturală, care este mai puternică și că durează mai mult timp. Poate avem timp să dăm și în seara asta să citim câteva rânduri. Deci, apropo de vaccinații, în primul rând că acolo sunt aproape 70%, ba chiar mai mulți în Anglia și de-aia cei infectați sau numărul celor infectați, numărul mai mare celor infectați este din rândul vaccinaților. Mai e o chestie esențială pe care să o citesc acum. În primul rând, vaccinul protejează imperfect împotriva riscului de infectare. Prin urmare, este posibil să fii infectat chiar dacă ești complet vaccinat. E adevărat că un an de zile au spus că dacă ești vaccinat, nici nu poți să transmiți și foarte greu să mai fii infectat. Vaccinurile pe care le avem în prezent și sunt injectate în mușchi la nivelul brațului, poți dobândi o imunitate generală bună și astfel ești protejat împotriva formelor severe ale bolii. Dar nu oferă neapărat o imunitate puternică la suprafață, la nivelul membranelor mucoase, explică profesorul Michael Kong, biolog și imunolog la Spitalul Universitar din Rennes, adică un francez. Însă poarta de acces preferat a virusului este tocmai mucoasa nazală. Unii oameni de știință au avertizat asupra acestui aspect chiar înainte de a începe utilizarea vaccinurilor, iar capacitatea lor de a preveni infectarea s-a dovedit a fi chiar mai slabă decât se aștepta. În plus, persoanele care au fost complet vaccinate, atât în Marea Britanie cât și în Franța, reprezintă acum procentul majoritar al populației, 67,5, 67,4, inclusiv copiii. Procentul crește atunci când scoți copiii din acest. Și în mod clar, apropo de ce un număr foarte mare de vaccinați infectați, mai ales că persoanele vaccinate pot fi mai expuse decât persoanele nevaccinate, comportament mai relaxat, screening și izolare mai puțin frecvente, prezența în zonele care virusul circulă mai mult, explică Mircea Sofonea, care este un român, lector epidemiolog la Universitatea din Montpellier. Probabil că vom avea bucuria să facem o emisiune și cu domnia sa. Testarea. O chestie strigătoare la cer despre care tu n-ai spus și zic eu este că din acel certificat verde a fost scoasă testarea, Manuela Hărăbor. Dincolo că a fost scoasă testarea, dar testul, hai să-ți dau un exemplu. Deci toată vara asta, eu și vorbesc de prietenii mei, prietenele mele nevaccinate, n-am îndrăznit să mergem nicăieri pentru că nu ne-am făcut test, n-am vrut să ne testăm și am preferat să stăm loco, să ne strângem. Să rămânem stil local. Eu n-am părăsit apartamentul meu toată vara. Am mers la plajă, am stat și nu m-am dus, dar nici n-am avut nevoie. Și eu te întreb acum, că merg pe o logică, dacă rata asta de infectare a sărit în rachetă începând din septembrie, după ce au fost toate relaxările și toate restricțiile în același timp pentru nevaccinați, foarte puțini oameni merg la teatru acum dacă nu sunt vaccinați. Pune întrebarea când răspund eu. Păi și atunci nu ți se pare că este valul vaccinaților? Nu ți se pare că transmiterea a fost nu în proporție foarte mare? Nu are cum să fie valul vaccinaților, pentru că în România până astă vară se vaccinaseră 25%. Și atunci, dar noi am avut niște restricții. Ce restricții? În vară n-a fost nicio restricție. Cum așa? Dar cum cine așa? A intrat la Antold? Dar cine a intrat la Neversea? Sau se putea intra la Antold cu test, dragă. Și câți și-au făcut testul? Mulți, toți cei care au vrut să fie. Și testul a fost folosit. Plus că în vacanță au plecat toți. Și ceilalți care n-au fost testați, nu puteau să fie, nu crezi că ăia testații, poate uite, că dau dovadă că nu sunt purtători de virus, dar ceilalți care aveau certificat verde, cât la sută și ce siguranță ai tu? Nu știm. Că nu erau un procent foarte mare. Nu știm, n-avem nicio siguranță. Infectați?
Păi de unde? Da, dar nici nu poți să spui că... Nu poți să spui că nu, toți cei care au vaccinat, toți cei care au infectat sunt mai vaccinați. Nu poți să spui asta, că nu ai nicio dovadă. Nu ai nicio dovadă, nu poți să spui corect. Eu atâta întreb. De ce a crescut taman acum când au fost niște restricții? Ți-am spus de ce. N-a fost nicio restricție. Tocmai că în România n-a fost nicio restricție, începând din eu am un exemplu, din iulie încoace. Eu am un exemplu pe care nu vreau să-l dau. Dar stai puțin, ascultă-mă până la capăt. Eu am un exemplu acum, recent, în urma cărei, așa, eu m-am infectat, da? Da. Deci am avut un turneu. Așa. O parte, bună parte din trupă este vaccinată. Suntem vreo 3-4 actrițe nevaccinate. Mm-hmm. Noi ne-am testat. Și ne-am dus, cel puțin dacă credem în acest test că îți dă un rezultat pozitiv, hai să credem că ți-l dă și pe ăla negativ, măcar în aceeași măsură. Nu odată e bun și odată e prost. Și am plecat cu microbuzul și ne-am întors cu avionul. Aici ați greșit. Ne-am întors cu avionul, atenție! Așa, și? Când ne-am întors cu avionul, ca dovadă, cineva, cel puțin o persoană, era infectată. Așa. În avion... În aeroport, pe curse interne, nu te întreabă nimeni nici de certificat, nici de testare, nici de asta. Și mergi o oră jumate, depinde de două ore, depinde de distanță, 300 de oameni într-un spațiu închis. Așa. Și care e diferența între o sală de teatru și un avion? Nu-i de niciuna. Ce la sala de teatru îți cere testare, vaccinare nu-i și așa niciuna. Mai departe și în avion îți cere? Ba și cere, cum adică? Întreb, în avion îți cere. Poftim? În curse interne îmi pare foarte în rău. În cursele interne? Tocmai ce am fost la... Nu-ți cere test? Nu, nu-ți cere nimic, nici nu te întreabă de sănătate. Okay. Dar acum înainte o să ceară. Nici nu te întreabă de sănătate. Acum înainte o să ceară. Și toate lucrurile astea s-au întâmplat fix înainte să crească să crească rata asta de infectare. Și eu te întreb logic. Întreabă-mă. Dar n-are nicio legătură? Eu nu cred că n-are nicio legătură. Și cred că toate măsurile astea, restricțiile astea sunt făcute prost, fără cap. Păi nu, dar în primul rând, în vara asta nu a existat nicio restricție, Manuela. Tocmai încercam să spun. În vara asta toată lumea a fost unde a vrut și cum a vrut. Nu a fost nevoie să mergi, să ai nici măcar testare. Adică peste tot s-a mers fără nimic. Nu, la teatru uite că din vară nu prea s-a mai putut. La teatru s-a mers cu testare sau cu în spațiile închise. Sau cu vaccin. Da. Păi, bun, și atunci nu poți să spui că doar ea vaccinați. Adică, mai ales că nu ai nicio dovadă. Uite, apropo de... pentru că tu ai trecut prin boală și ai trecut de două ori, nu, până la urmă? Cred că da, prima dată nu mi-am făcut test pentru că costa foarte mult și trebuia să fac 5 teste ce depășeam salariul. De ce să faci 5 teste? Făceai unul singur. Păi nu aveam cum, că trebuia să-i fac și lui Andrei, trebuia să-i fac și lui toată mama familia. Și lui tata și surorii mele. 5 cu ce diferă imunizarea prin... Cu ce diferă imunizarea prin vaccinare de cea naturală? Care este mai puternică și care durează mai mult timp? Putem să afișăm pe micile ecrane. După infectarea cu SARS-CoV-2 asociată cu un risc semnificativ de forme simptomatice, organismul dezvoltă o oarecare imunitate împotriva virusului. Vaccinarea împotriva COVID-19 ajută la realizarea imunității fără a fi expus agentului patogen. Dar sunt cele două tipuri de imunizare comparabile din toate punctele de vedere și în special are aceeași durată în ambele cazuri. Și aici sunt câteva pagini pe care nu vi le citesc acum, în care se vorbește despre ce înseamnă imunizarea, imunitatea naturală și ce înseamnă imunitatea pe care o capeți după ce te vaccinezi. În fiecare zi, ziariștii, inclusiv de aici, pentru că e o meserie acum pe care o face toată lumea, vorbesc despre că astăzi au fost imunizați prin vaccinare. Nu, n-au fost imunizați, au fost vaccinați. Imunizați? Nu, n-au fost imunizați. Și dacă domnii ziariști, domnișoarele ziariste, dau o căutare pe Google, dau un index online, o să vadă ce înseamnă imunitate, imunizare. Păi da, dar deci, asta ți se spune de sus. Ei folosesc păi, de la domnul președinte. Pe mine nu mă interesează. Asta ei folosesc pe mine nu mă interesează ce mi se spune de sus. Eu gândesc cu capul meu. Păi da, așa iar ar trebui asta să facem trebuie să verifici. Așa ar trebui să mai facem. Mai ceva de spus în apărarea ta? Mai ai două minute. În apărarea mea? Nu. Dacă cineva poate să-mi trimită mesaje, pot să vă spun apropo unde? De ivermectină pe unde? Facebook. Pe pagina ta de Facebook, Manuela Herăbor, da? Atât cât pot să ajut, ajut. Oricum am trimis și schema doctoriței Groșan
toată lumea știe unde să o găsească. Sunt niște medicamente, dau un exemplu, schema doctoriței Groșan totuși funcționează și ea totuși a salvat niște oameni. Sunt niște mii de oameni salvați în toată perioada asta, ca să nu mai spunem că totuși că doctor pneumolog a salvat încă câteva mii de oameni de-a lungul carierei sale. O schemă care costă 100-150 de lei, deci și sunt niște medicamente care se găsesc schema, pe piață. Schema doamnei doctor, știu despre ea, e vorba despre o schemă pe care o aplici în momentul zero. În momentul când zero, nu, absolut. Păi e foarte important de spus. Absolut. Asta. Problema e că noi nu ajungem, ar trebui să facem în așa fel să se schimbe legea asta stupidă în care medicul de familie poate să-ți vină în ajutor, că de asta e medicul de familie. Medicul de familie poate să-ți vină în ajutor, el poate să dea orice rețetă. El poate să dea, dar nu ți-o dă, repet. Păi deci mie, doctorița de familie, după de familie. Ce 20 de minute m-a certat că nu m-am vaccinat, mi-a dat paracetamol. Mm-hmm. Și am zis mulțumesc frumos. Că te-a certat, nu e dreptul ei să te certe sau să nu te certe. Sau poate să spună că e medicul tău de familie. Dar după aceea poate să-ți dea orice rețetă, crede domnia ei, sa. Uite că Manuela, mulțumesc mult pentru participarea în această mulțumesc seară. Baftă, să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Important că ai trecut cu bine prin această boală. Ești foarte bine, arăți bine, ești în formă. Îți doresc sănătate în continuare, mulțumesc. Să ne vedem cu bine. Același urmează lucru. Partea a doua a emisiunii cu doctorul Adrian Marinescu. Ne întoarcem imediat. Partea a doua emisiunii, invitatul meu, doctorul Adrian Marinescu, am observat că nu merge emisiunea pe Facebook, nu merge pe nimic. Doctorul Adrian Marinescu, director medical la Matei Balci. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Cum stăm? Ce e de făcut? Nu stăm prea bine, dar știi că eu tot timpul sunt optimist și mă gândesc ce pot să fac. Și am zis că astăzi vorbim lucruri concrete, ce trebuie să facă oamenii. Ce trebuie să facă Adrian, având în vedere că nu vine nici salvarea, că dacă vine durează ore întregi, dacă vine durează zile până să fie internat undeva, nu mai sunt locuri și așa mai departe. M-aș gândi la un ghid concret pe situația de acum, da? Te rog. Ca să pot face practic. Am o simptomatologie, nu contează că e de răceală, că e digestivă. SARS-CoV-2 poate îmbrăca orice formă. Am o simptomatologie, mă gândesc că ar putea să fie COVID, da? Îmi iau un test de la farmacie, de fapt îmi iau mai multe. Chiar dacă testul e negativ, repet a doua zi. Dacă testul e pozitiv, aici cred că în primul rând ar trebui să mă gândesc singur, pentru că e destul de greu să sun la medicul de familie sau în altă parte și ar trebui să știu așa, sunt o persoană vulnerabilă? Și aici, practic, ar însemna așa, oricine este clar supraponderal, nu vorbim de câteva kilograme, sau obez, din start e vulnerabil. Dacă are și diabet, cu atât mai vulnerabil. Dacă are probleme renale, nu mai vreți de transplant, deja din start înseamnă o persoană vulnerabilă și eu cred că dacă ieși peste 55-60 de ani, ar trebui să ajungă undeva în ziua a 5-a la o evaluare. Nu vorbim de urgențe, vorbim de cei care se simt aparent bine. Leg de al doilea punct și spun așa, marea păcăleală este că aparent la început te simți bine, o zi, două, trei, patru, ai impresia că ai trecut, ori exact din a 5-a zi până într-a 12-a ai o săptămână care poate să fie de foc. Nu înseamnă că ți se întâmplă neapărat ceva, dar poți să ai complicații. După părerea mea, cei care sunt vulnerabili trebuie neapărat să ajungă la evaluare. În ziua 5-a cel târziu? Nu, din ziua 5-a. Din ziua 5-a. Din ziua 5-a, pentru că e posibil. Dar ce fac până ajung la evaluare? Pentru că totuși au simptome, nu? Dacă au simptome clar. Dacă ai test pozitiv. Dacă ai test pozitiv și ai simptome ușoare, da. Saturația este în regulă și apropo de asta, toți ar trebui să avem un puls oximetru, pot să stea acel interval de timp, pentru că e greu de crezut că pot să ajungă toți și în ziua a doua, și în ziua a cincea, nu se poate întâmpla. Vorbim de practică, nu de ce ar trebui făcut într-o situație ideală. Vorbim de 20.000 de oameni care se infectează și probabil că dintre ei vulnerabili sunt cel puțin 30%. Se încadrează în ceea ce vorbeam. Bine, sunt și alte afecțiuni, mai diabet, un alt exemplu. Și atunci dacă avem 30% în fiecare zi din 16.000, 18.000, e clar că n-au cum să evalueze toți în ziua respectivă sau în a doua zi. Și de-aia am dat acest interval. Dar mare atenție cu ce se întâmplă după ziua a cincea. O să vezi că, în general, problemele apar exact după prima săptămână. Și atunci se poate întâmpla să ajungă la spital cu o formă severă. Nu discutăm de medicamentele care ar putea să dea prin farmacie, discutăm de ceea ce se poate real. În momentul de față, antiviralul se dă de la spital cu condiția să ajungi să fie evaluat acolo. Și de asta am spus, persoana vulnerabilă în ziua a cincea, dacă deci, n-ai ușit mai persoana repede. Vulnerabilă în ziua a cincea, nu trebuie mai devreme?
Dacă reușește, dar dacă noi spunem în momentul de față că trebuie în ziua a doua și nu ajunge, ajunge în ziua următoare. Explicam că riscul începe din ziua a cincea. Mm-hmm. Primește antiviralul și primește până și... Până la antiviral, ce e acasă? Acasă nu ai antiviral la îndemână. Păi nu, da? Și ce e? Paracetamol? Poți să iei paracetamol, un antiinflamator, nu să-i dăm numele. Mm-hmm. Dacă ești dintre cei vulnerabili, aspirina cardiacă. Aspenterul? Sau altceva echivalent. Am încercat să nu dau denumirea comercială. De ce? Nu știu, m-am gândit să nu... Nu e nicio dar problemă, poate spune. Fi orice aspirină de tip cardiac cu valoarea mică. De ce se dă această aspirină? Tocmai pentru a împiedica formarea cheagurilor de sânge, care înseamnă o caracteristică pentru boală. Atenție! Pentru că sunt trombozile care se formează de obicei la și această... Și pot să dea multe complicații practic la nivelul organelor. Iar cei care într-adevăr au un anticoagulant, e foarte bine că îl pot folosi în continuare. Sigur veți spune sau vor spune oamenii că ar trebui să înceapă cu anticoagulantul chiar dacă nu au, numai că aici e vorba de prescripție. Și n-aș face-o fără prescripție. Fără prescripția medicului. Că... poate să apeleze și la medicul de familie în aceste prime zile, nu? În măsura în care poate, da. Dar discutam noi și cu alte ocazii că e situația concretă în care, din considerente obiective sau altfel decât obiective, nu se poate la legătura. Uh-huh. Se poate am înțeles. Bun, ziua 5-a, 4-a, 5-a, 6-a, după ziua 5-a. Ce e de făcut? E de mers, de ajuns la spital. Și să fac o evaluare. Și aici vorbim mai ales de cei care au boli cronice, care au sunt supraponderali, pentru că ai zis încă de la început, cei care sunt supraponderali sunt primii afectați. Auzim în fiecare zi de cazuri grave, oameni tineri, dar suferă de obezitate. Și probabil și de alte boli despre care nu știu. Încă nu știu. De ce am spus că e important să ne gândim de acasă? Pentru că totuși camerele de gardă sunt colmatate. Și dacă, dimpotrivă, vorbim de un tânăr care cu o greutate normală și nu are nicio problemă, e clar că nu ar trebui să ajungă la camera de gardă pentru că va fi o presiune și mai mare, da? Da. Și atunci e de preferat să meargă cei care au într-adevăr nevoie. Dacă e legătura cu medicul de familie, e mai ușor de orientat. Dar eu am dat varianta în care nu se poate la legătura cu niciun medic. Trebuie să fie, apropo, medicul de familie. Fiecare poate să sune un medic pe care îl cunoaște indiferent de specialitate și îl poate orienta. Dacă ajunge la spital și are modificări pulmonare, mai ales dacă e vulnerabil, în mod clar, dacă îi se propune și există loc pentru internare, eu cred că ar trebui să o facă și să fie monitorizat. Pentru că riscul să apară complicații este foarte mare. Și atenție la varianta Delta, acum nu vorbim de faptul că intrăm în panică, doar că dezvoltarea leziunilor pulmonare se întâmplă într-un interval foarte scurt. Chiar o diferență față de ce era înainte cu celelalte variante virale, felul în care se dezvoltă aceste leziuni. Și aici pleacă din partea centrală a plămânilor, se întâmplă exact invers. Din centru merg către periferie și lucrul ăsta se poate schimba și în câteva ore sau o zi. Atunci mare atenție apropo de ce arată computerul tomograf. Întreabă cineva, să stau 5 zile fără nimic ca să ajung tot la spital? Păi nu e chiar fără nimic, întrebarea... Fără nimic. Eu am vorbit de situația în care nu poate să ajungă, pentru că altfel sună la ambulanță și ambulanța, în condițiile în care parametrii sunt în regulă, vine după un interval lung de timp, nu? Mm-hmm. Și am întâlnit situația în care oamenii intră în panică și atunci am încercat să dau o variantă care să fie de mijloc. Și spuneam că în ziua 4, în ziua 5, e momentul cel mai important pentru evaluare. Poate să ajungă în ziua a treia, sigur, dacă poate să ajungă din prima zi, ar fi extraordinar, dar având în vedere ce se întâmplă la salvare, ce se întâmplă în spitale, e foarte greu de crezut. Numai că se ia în calcul că dacă ajunge în prima sau în a doua zi și lucrurile arată bine la nivel pulmonar, nu înseamnă că a rezolvat. E posibil ca după ziua a cincea sau după o săptămână să apară totuși complicațiile. Doar să fim atenți la acest aspect. OMS, iarna aduce COVID, viața în interior, pe măsură ce se apropie iarna, conduce la creșterea COVID-19 în Europa. Vezi că asta e și o altă problemă legată de spațiile interioare. Că până acum oamenii au stat mai mult pe terasă, au stat în aer liber, acum iarna nu prea mai stă nimeni, că toată lumea stă în interior, unde ar merge. Iar în interior, pentru că e totuși frig afară, nu vei deschide, nu vei aerisi tot timpul. Este o realitate. E realitate și pentru... elevi. Bun, ce mai e de făcut? Ce mai e de făcut pentru cei care odată ajuns și în spital, cu ce sunt tratați, Adrian? Cu ce sunt tratați la Matei Balci? Acum și eu sper că și la alte spitale COVID
au tratamentele pe care le aveți voi. Cu ce sunt tratați în momentul ăsta la Matei Balci? Noi la Matei Balci am încercat în permanență să avem tot ce era disponibil și mă refer la medicamente, mă refer și la oxigen, care tot e un, tot un medicament. Apropo de faptul că se spune că există o criză sau probleme, sunt multe probleme în spitale legate de oxigen. Noi ne-am concentrat pe acest aspect în așa fel încât practic toate paturile din Matei Balci să fie măcar cu o sursă de oxigen, element important. Ne-am gândit și aici ideea grozavă a venit de la un profesor Străinu, care s-a gândit de la început că în această infecție va fi o particularitate. Oamenii vor avea nevoie de oxigen, vor ajunge repede la forme severe și trebuie ca prim tratament să fie oxigenul, da? Da. În afară de două medicamente, și le știi foarte bine, anticorpii monoclonal de tip antispike și tocilizumabul, care intră tot la anticorp monoclonal de tip antiinflamator, la el este o problemă la nivel mondial și aici n-aveam ce să facem în plus. În rest, am reușit să avem în permanență medicamente. Anticorpii monoclonal să dau la începutul. Anticorpii monoclonal altfel, de tip antispike. Care opresc multiplicarea virusului în organism, de fapt. Dar când se dau? Se dau și la cine? Persoana vulnerabilă despre care vorbeam, să înseamnă vârstă, bolile cronice, și așa mai departe, da? Vine la momentul de debut, ajunge la camera de gardă, are un interval de 3 ore, da, stă în spital, o oră e perfuzia în sine, 2 ore e urmărit, sigur cu o evaluare inițială, merge acasă și monitorizat prin medicul de familie. Uh-huh. Și datele ne arată studiile că cu o mare probabilitate nu o să dezvolte complicații. Uh-huh. Lucruri pe care le-am văzut în studii, deci e foarte important. Iar tocilizumabul e de asemenea util pentru cei care au forme severe, dar înainte de a ajunge în terapie intensivă. Este medicamentul care poate să facă diferența de la o zi la alta pentru cel care are formă severă să nu ajungă să fie critic în terapie. Să fie intubat și așa mai departe. Exact. 0747 800 800 sunt numerele de, e numărul de telefon la care puteți trimite întrebări pentru doctorul Adrian Marinescu. De ce vaccinul Pfizer conține grafit? N-am auzit până acum asta. Lucrurile astea legate de excipienți, de lucrurile care mai sunt în vaccin, toate medicamentele au și alte componente, n-au nicio legătură, sunt cantități infime și care nu înseamnă absolut nimic. Eu vreau să cred că în momentul de față, după un an de zile de când vorbim despre vaccin, avem alte probleme mult mai serioase decât să fie aceleași întrebări. Bine, asta e așa ca un comentariu. Vreau să mai spun, da, te rog, te rog, te ascult. Apropo de lucrurile utile care cred că ne ajută, atenție cum măsurăm saturația în oxigen, că de multe ori nu o facem corect. Stăm liniștiți 5 minute, nu vorbim, ne așezăm în pat, că și aici e o discuție, da. Alegem un deget care să fie mai subțire. Am avut situația în care persoanele supraponderale, care aveau degetele pe măsură, nu înregistrau corect. Vom alege un deget mai subțire și pe mâna stângă și pe mâna dreaptă și vedem valoarea care e mai mare. Și o să ne dăm seama că lucrurile nu stau așa de rău. Și mai e o discuție cu domnișoarele și doamnele care au unghii. Că e și aici o discuție. Se și le taie. Bun, se și le taie. Dacă sunt unghii false, ce să fac atunci? Dar pițipoancele nu fac COVID, din câte știu eu. Nu fac, nu? Așa am înțeles, nu știu, poate sau nu se lipește, am înțeles. Glumeam. Bun, uite, întreabă cineva o întrebare inteligentă. Eu am prieteni ăștia care te doare, că ei sunt atât de deștepți că te doare capul de la întrebările lor. Celulele T se activează în apărarea organismului doar dacă ai făcut boala sau dacă faci și vaccin? În amândouă variantele. Sunt mecanisme care se activează și la nivel de anticorpi și la nivel de celulele T cu memorie. Bună seara, vă rog să-l întreb. Uite, spune, apropo, care este numărul de cicluri de... Nu. Vă rog eu, nu mai sunați ca să poți să citeți mesajele. Uite, spun că în Ungaria, de exemplu, poți să găsești antivirale să le cumperi. Ungaria are favipiravir în farmacii, noi nu. De ce noi nu avem? Noi avem în farmaciile din circuit închis, din spitale. Da. Trebuie să-l avem și nu le deschise. Doar că mare problemă e de evaluare, pentru că dacă tu ești testat pozitiv, da? Da. Cum s-a mai întâmplat de câteva ori, așa? Discutam acum așa, da, principial. Așa zi. Cum e tratamentul ăla dacă nu... Cel de medicul de familie. Da, dacă poți lua legătura. Și dacă nu poți lua legătura... Păi nu iei până telefon măcar, adică... Iei, dar am mai discutat, că e destul bun, de complicat. Bun, dacă nu iei și atunci
Păi iei legătura cu un alt medic, da, care poate să-ți dea o rețetă. Corect. Dacă nu găsești medicul de familie, că nu suntem absurzi. Nu trebuie doar medicul de familie să-ți dea o rețetă. Mai că ar trebui să fie și o minimă evaluare ca să ajungi totuși la, la treaba asta. Ah, încă ceva, că acum lucrurile se leagă. Orice spital din România care e în circuitul COVID ar putea să elibereze favipiravirul pentru acasă, cum facem și noi. Uh-huh. Nu înseamnă că se și întâmplă, dar noi la Matei Balș, în momentul în care vine cineva care e vulnerabil, chiar dacă are o formă ușoară și mă gândesc că ar dezvolta... Și nu poate să rămână internat? Exact. Îi dăm tratamentul pentru 5 zile cu favipiravir, lucru pe care îl poate face orice spital. Este dacă un antiviral. Este un antiviral. A dat rezultate în tratament la Matei Balș? A dat rezultate, la fel ca și arbidolul. Arbidolul recomandați? Că el nu face parte din schema aia de tratament. Nu, cu siguranță că recomandăm. El are experiență, e folosit în Europa și noi l-am folosit de când a început pandemia. Eu cred că un antiviral e de folosit în momentul în care ești la debutul bolii. Faptul că rămâi acasă și că acest lucru previne complicațiile, eu zic că e de făcut și probabil că prima soluție ar fi ca toate farmaciile de spital să poată elibera. Vine pacientul la gardă, evaluat, primește tratamentul, merge acasă. Și să ia, să ia medicamentul, să-l primească de la spital, de la farmacia exact, spitalului. Exact. Nu eliberăm pentru 5 zile. A trecut, se fac 2 ani acum. Nu văd să facă cineva asta, îmi pare rău. Noi facem. O faceți voi la Matei Balci. Dar oricine ar putea. E prima dată când vine un medic și spune că puteți să luați arbidol și se poate lua arbidol și se poate da pe rețetă. Da, cu siguranță că se poate. Bine că nu-l va găsi arbidolul decât prin sponsorizări sau prin alte variante. Nu, dacă îl găsește, nu știu, lumea e disperată, nu îl caută. Înțeles că se găsește în Moldova, în se găsește Republica în Rusia, Moldova, că se găsește în Rusia, și așa mai departe. Sigur. Bun, alte lucruri pe care trebuie să le mai facă oamenii în această perioadă, o catastrofă umanitară, îmi pare rău că trebuie să spun. În mod clar. Să nu intre în panică. Pentru că am întâlnit situații când oameni care n-au boli asociate, n-au nicio problemă, intră în panică și eu înțeleg foarte bine, până la urmă s-a creat o psihoză. Asta s-a creat la nivel mondial și cred că noi am vorbit de fiecare dată că n-ar fi trebuit să existe, dar nu înseamnă să nu fim realiști, că situația e grea. Cine vrea să vadă, merge într-o cameră de gardă și nu doar la Matei Balș. Și o să vadă ambulanțe care așteaptă. Și problema nu e că așteaptă, problema e că așteaptă foarte mult timp și sunt oameni care au nevoie de oxigen. Sunteți acuzat deseori, sunteți acuzați voi la Balci, nu numai, că toate acele salvări stau goale. Cine își dorește să vadă este invitat. Eu cred că nu-și mai trebuie să invităm problema. Pe toată lumea la Balci ca să-i convingem că... Nu, dar măcar vede cineva și convinge și pe el alți, poate, nu? Dar ne întoarcem la situația reală. Marea problemă e că nu poți să evaluezi și să trimiți acasă pentru că sunt pacienți cu forme severe care au nevoie de oxigen. Și ești în situația în care camera de gardă e cu paturi de campanie, n-ai nici cum să intri pe ușă și atunci unde vei găsi soluții pentru acei pacienți? Să-i trimiți în alte spitale, n-ai unde? Da. Și atunci cum rezolvi? Mai aveți vreun loc acum? Nu. Niciodată după prânz. Și locurile pe care le facem 7 din 7 zile de dimineață sunt ocupate de oamenii care așteaptă în camera de gardă. Avem în jur de 30, poate și mai mult. În fiecare zi, dimineața, la raport se prezintă câți oameni au rămas în camera de gardă. Și spunem 30, 32, 35. Cei mai mulți au nevoie de oxigen. Rugămintea mea este ca de obicei la voi și vă rog foarte tare, nu mai sunați pe 0747 800 800, pentru că blocați telefonul și nu răspunde nimeni la telefonul ăsta, e telefonul de la mine din mână și eu vreau să răspund la mesajele voastre, pentru că sunt foarte multe mesaje și vreau să-i pun întrebările pe care le trimiteți domnului doctor. Bună seara. Am făcut vaccin AstraZeneca, a doua doză în aprilie. Pot face doza 3 cu alt vaccin? Cu siguranță. E singura variantă cu ARN mesager, dacă are 180 de zile. Am fost vaccinată în ianuarie cu prima doză și în februarie cu doza 2, vaccinul Pfizer. În 21 septembrie am fost diagnosticată cu COVID. Când ar trebui să fac doza 3? Am mai discutat. Părerea mea e că în momentul în care s-a trecut prin boală și are și două doze, foarte probabil că are suficientă protecție și nu ar trebui să grăbească pentru doza a treia. Bun. Sunt atât de multe mesaje. Am făcut vaccinul AstraZeneca a doua doză în aprilie. Aceleași întrebări legate de... Deci se poate face sigur, a treia doză și cu alt... De ce noi nu putem produce favipiravir?
Ungaria produce în 3 fabrici. Se poate produce în România? Sigur că se poate produce. De ce nu facem vaccin antigripal? De ce nu facem alte medicamente? Bună seara, îmi doresc foarte mult să-l vaccinez pe tatăl meu. Are 81 de ani și are un diagnostic de tromboză. Credeți că e destul de în siguranță să se vaccineze? Sau în ce condiții ar putea să o facă? Cu siguranță că da, dar na lui chiar ar putea să vină la noi la centru și o să am grijă să fie tot în regulă. Da. Imediat... Altă întrebare, cât ne mai tratăm cu paracetamol? Păi ne tratăm cu paracetamol dacă avem nevoie, da? E un antitermic. Cred că de ce nordul Europei sau că am retras toate vaccinurile pentru categoriile tinere sub 39 de ani? A mai rămas doar Pfizer, că ce foarte asemănător cu Moderna. Dar nu e adevărat. Bună seara, vă rog să întrebați să domnul doctor, dacă am probleme cu coagularea sângelui, trombofilie, tratament cu clexane, 2 ani trebuie să mă vaccinez, menționez că am avut și COVID. Se poate vaccina, dar hai să discutăm situația punctuală. Oricum, trebuie să înțelegem așa, oricine merge la un centru de vaccinare, se discută fiecare caz în parte, apropo de toate lucrurile pe care le are pe lângă. Deci trebuie neapărat să se consulte cu doctor de familie. Dar să vină la centru de vaccinare și va discuta cu un medic. Bun, pentru că nu mai avem foarte mult timp, întreabă cineva, pe bună dreptate, cât timp va mai trece până când se poate considera că se produce imunitatea de grup și nu va mai fi nevoie de vaccin. Și cum vezi tu următoarea perioadă? Și vreau să-mi răspunzi pe larg, te rog. Bun, lucrurile stau în felul următor. La o variantă care se transmite ușor, cum e Delta, putem discuta, poți fi Delta Plus, sunt variante cu niște mutații diferențe, ar trebui să am 80% protecție la nivelul populației, pe care o obțin la trecerea prin boală plus vaccin. Doar că acest 80% trebuie să-l obțin într-un interval destul de scurt, știi că am mai discutat. Nu pot să aștept ani de zile pentru a obține o imunitate bună, pentru că între timp virusul dezvoltă alte mutații. Îmi trebuie un interval scurt. Ceea ce Adrian, iartă-mă, da. Pe larg după trebuie să dăm headurile și după aceea pe larg să explici toate acestea. O scurtă pauză. Adrian Marinescu, doctor Adrian Marinescu, director medical la Matei Balci, în studio. Te rog să-ți continui Spuneam explicația. Că trebuie să fie o protecție extinsă a populației într-un interval scurt. Concret, eu văd așa, știi că am mai discutat lucrurile astea. Cred că vaccinarea va merge oricum mai bine. Avem și 50.000, sper să avem și mai mult pe zi. Și un calcul simplu ne spune că în primăvară va fi un procent destul de bun, la care o să adauge, din păcate, și cei care trec prin boală cu riscurile respective. Și imunitatea celor care au trecut prin variantele, să le numim vechi de virus, contează, se leagă. Și eu cred că ar trebui să ajungem în primăvară, e greu de zis exact când, dar în primăvară să ajungem la acel moment când vom conviețui cu virusul. Uite de ce se întâmplă în momentul de față în Europa. În Anglia sunt foarte multe infecții, nici nu mai contează câte, dar oamenii au extrem de rar forme severe. Practic, decesele sunt în număr mic, n-ajung în spital, viața e normală, nici nu mai au restricții, decât într-o mică măsură. Este exact ceea ce ne dorim, nu? Și cred că la asta se va ajunge. Dar până atunci, că lumea spune când va fi vârful, când va fi curba descendentă, ok, și dacă spunem că în noiembrie foarte probabil o să înceapă să scadă, lucrurile se vor întâmpla lent. Din momentul în care scade, sunt minim 2 săptămâni până vezi la nivel de cazuri severe în terapie. Ori fiecare zi, de azi până mâine e greu. Deci până la 1 decembrie oricum suntem pe front. O să fim pe front, lucrurile trebuie să scadă, dar mai e și mai următorul aspect, depinde cât testez, că dacă vom testa, vom avea 150.000 pe zi, sigur că vor fi și mai multe. Mai ales că știi foarte bine că numărul real nu e de 15-16.000, ci este foarte probabil mult mai mare, nu știu, 70-80.000 pe zi. Și aici e o problemă, că cei care nu se testează ajung, din păcate, exact după o săptămână de simptomatologie, unii dintre ei la o formă severă, direct în terapie intensivă. Și diagnosticul se pune prin test, exact în forma critică. Da, întreabă cineva ce fel de boală e asta. Uite, Adrian, apropo de autoritățile române și de comandantul unității, că nu știu cine e comandantul unității aici cu COVID-ul ăsta în România? COVID-19. COVID-19, chiar el e comandantul. Ăsta e mareșalul, crezut că Maharajahul de la Cotroceni. COVID-19. În centrele de vaccinare, testele serologice rapide pentru anticorpi permit verificarea numărului de doze de vaccin necesare. Asta se întâmplă în Franța. Uh-huh. Ce vrei să spui? Nu, mă gândeam la faptul că am crezut că spui la noi. Dar la noi, asta e în Franța. Și mi se pare o chestiune foarte firească. Nu numai că ei
fac lucrul ăsta care este esențial. Și anume, dacă ai trecut prin boală, faci o singură doză și primești certificatul verde. Dar acum au făcut un pas în plus. Cei care se duc și se vaccinează, da? Li se face înainte un test serologic. Și dacă se descoperă că au anticorpi, li se face o singură doză. Corect. Și primești certificatul verde. Păi da, dar în România nu numai că nu se întâmplă asta, dacă tot vrem să crească numărul de celor vaccinați. Dar mai mult decât atât, ei fac un pas în plus și fac teste tuturor celor care se duc să se vaccineze. Și le fac testul serologic, ved dacă au anticorpi și îți dă certificatul verde și e suficient o singură doză. Știi că am mai discutat lucrul ăsta, e de făcut. Păi e de făcut, dar noi de ce nu se face? Păi în momentul în care, întreabă atâția oameni, dacă am trecut prin boală și nu știu când am trecut. Știu discuția. Da? Mie de ce nu mi se dă certificatul verde? Și vine și răspunde comandantul unității Raed Arafat, spune, nu, că nu știm când. Ba da, domnul Arafat, nu știi când, a trecut prin boală, îi face o singură doză. Și dați lege în Parlament că dacă ai trecut prin boală, faci o singură doză, primești certificatul verde, că e la fel. Nu se nimeni nu gândește aici cu capul lui în România. Păi dacă ăștia au chestia asta în Franța, de ce nu o faci tu, mai ales că aia sunt 70% vaccinați și fac asta? Și o au de mult. Și o au de mult și sunt multe alte exemple care pot fi făcute. Sunt absolut de acord că lucrurile trebuie să fie logice. Bun, ce mai e de făcut în spitale? Spuneai că trebuie circuitele foarte bine delimitate, foarte bine separate, COVID, non-COVID. E foarte greu să o mai faci în timp de război. Asta era când... Nu înainte. Se mai poate face. Marea problemă în momentul de față este că nu toate spitalele, știu, spitale, sunt destul de multe spitale care au circuit COVID, dar n-au un număr foarte mare de paturi. Pentru că ce ai nevoie acum, ai nevoie să poți primi pacienții. În București, în condițiile în care ai 3.000-4.000 de cazuri, luând în jur tot ce înseamnă zonele din jur, ai nevoie ca din acei oameni 20%, hai să ne gândim așa, 3.000 de cazuri noi în București și zonele din jur, 20% sunt pacienți care au nevoie de internare, înseamnă 600 de pacienți. Dacă tu ai locurile ocupate în ziua precedentă, unde merg aia 600? E clar că n-au unde. Bun, externezi poate 200-300, mă refer, în, dar în rest ceilalți 300 unde intră? Deci ai nevoie de locuri pentru că oamenii să fie tratați. Deci e nevoie de locuri suplimentare față de ceea ce și e nu acum. Doar de terapie. Și nu de terapie intensivă, ci locuri pur și simplu unde să fie oamenii care au forme ușoare, medii și așa mai departe. Și să știi că paturile de non-terapie sunt poate mai importante, că ele previn ajungerea pacientului în terapie intensivă. Și oricum când ai ajuns în terapie intensivă, chiar dacă ar fi suficiente paturi, evoluția e totuși imprevizibilă. Deci rezolvarea corect. E înainte de terapie. Deci mai importante pe undeva, că tot auzim de foarte important ce spui, mai importante cumva paturile de terapie intensivă decât paturile, da, nu merge asta cu Facebook-ul, ne-au rezolvat băieții astăzi, practic nu merge nimic. E bine că suntem pe Alev News. Da, e important că până acum am auzit spunându-se, vorbindu-se doar despre patru de terapie intensivă. Păi, ca să avem patru și aici, pentru că putem combate boala de la bun început, vorbeam despre antivirale și așa mai departe, ca să nu se mai ajungă la terapie intensivă. Și ai nevoie de cameră de gardă, de paturi, de non-terapie? Sigur, la de terapie sunt importante. Cum e situația la camera de gardă? Prăpăd geale? E prăpăd. Bine, e prăpăd de 2 săptămâni încoace. Și din păcate e greu să rezolvi. Stau oamenii pe holuri, am văzut oameni care stau pe scaun, cei care nu au o formă. Da, da. E adevărat că noi încercăm să-i monitorizăm pe toți și la noi este următorul principiu. Oricine intră în camera de gardă primește tratament. Adică nu așteptăm. Dar din absolut. Păcate condițiile nu sunt... Da, spune-mi, te rog, terapia asta cu oxigen, că sunt tot felul de discuții legate de terapia cu oxigen. Păreri pro și contra. Face parte din tratament, da? Nu numai că face, este vitală. E adevărat că trebuie să-i dai oxigen atât cât are nevoie. Tu să-i dai mai mult. Dacă la un moment dat cineva are o saturație în oxigen pentru că are o boală cronică de 92 din totdeauna, nu o să încerci să-i o faci 98. Deci trebuie să ai totuși experiență în a administra atât cât este nevoie. Și pentru că altfel dăunează. Cu siguranță că e toxic. Care... Evident, evident. Dar și dacă nu-l dai, nu ai nicio rezolvare indiferent de medicament. Adică nu are nicio șansă bolnavul. Bineînțeles. Iar leziunile în condiții de hipoxie sunt de nediscutat. Da. Clare. Adrian, mulțumesc mult. Baftă în perioada următoare și te așteptăm și altă dată.
cu prietenie la această emisiune. E o perioadă grea, eu spuneam, pentru că am fost primul care am zis, e vorba de catastrofă umanitară, pur și simplu. Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine, sănătate. Partea a doua emisiunii, Cornel Nistorescu și Bogdan Teodorescu discutăm despre ce s-a întâmplat în această criză politică și ce înseamnă numirea, desemnarea lui Ciucă pentru funcția de prim-ministru. O scurtă pauză și ne întoarcem. Da, continuăm emisiunea, așadar e vorba despre domnul Ciucă. Bună seara, domnule Cornel Nistorescu, bine ai venit. Seara. Ce părere ai? Orice om e ceva, într-o funcție, e un strop de speranță măcar. Dar tot ce s-a întâmplat până acum, Cornel Nistorescu, toată perioada asta, cine o plătește? Cine o decontează? Noi, politic. Eu cu tine. Politic. Păi noi da, noi decontăm de 32 de ani. Nu te spera, întârzierea asta e decontată de populație. Spaimă, neîncredere, contaminări în plus, disfuncționalități în tot sistemul. Cine se decontează? Populația întâi. Iar dacă te uiți, uită-te pe Facebook, pe contul președintele, să vezi ce spune populația. Și atunci înțelegi că, sau oricine poate înțelege, inclusiv președintele, că este ținta unui potop de mesaje negative, ca să nu spun jigniri, înjurături, etc. Ținta unui potop de mesaje negative care pe orice om normal sau pe orice om obișnuit l-ar pune serios pe gânduri. Noi am făcut în Cotidianul astăzi am adunat din mesajele postate pe pagina președintelui. Pe pagina președintelui după anunțarea lui generalului Ciucă. Dom'le, zi! Mi-e jenă să le citesc. Nu pot, adică prăpăt. Cumplit. Dacă mie mi-ar face cineva, frate, știi ce? Eu mă opresc. O las baltă și la revedere. La revedere, sănătate. Mă mut la Sibiu, nu mai fac navete. Dar nu poți să înfrunți atât. Dar poți să te ceri cu unul, cu doi, cu trei, ziceți, bă, sunteți nebuni, ce aveți cu mine, nu știu, dar când vezi un asemenea potop, de fapt, din informațiile care le-am eu, nu știu în ce măsură, sunt foarte solide. Președintele a coborât până la 12% grad de încredere. Da, e vorba 7%, USR, o singură cifră, vorbeam. Îmi spuneți când avem și legătura și cu Bogdan Teodorescu, deci, vă rog? O a doua chestiune, al doilea tip care o încurcă rău de tot, dar care nu contează de mult, el era oricum un călător prin politică, este Câțu. El poate să se roage în fiecare zi să ducă să pupe clanța de la ușă de la PNL. Că nu o să rămână multă vreme pe acolo. Șef al PNL-ului. Da, el s-a descalificat total. Această aducere a lui în forță, această prestație obraznică, agresivă, de om care vorbește și îndoit. Felul în care a fost înscăunat Cornel. Cu forța, a fost da. Îndoită voința unui partid. Au fost îngenunchiați foarte mulți politicieni din PNL. S-a instituit peste noapte un cordă de caricaturi care cântau Câțu, 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 Câțu. A ieșit ceva cumplit și care, nu numai că l-a descalificat pe Câțu, prin Nicoșeu l-a pognit în frunte și în imagine și în percepție pe președintele Iohannis. Deci Câțu este acum povara de pe PNL. Vă dai seama, PSD-ul, de exemplu, s-ar putea să gândească, sau aproape sigur se gândește să susțină guvernul minoritar și ce face? Se duce PNL-ul, PSD-ul să discute cu Câțu? Păi nu o să ducă numai de al dracu ca să-i o facă. Sau așa ar trebui să procedeze, să refuze orice fel. Poate așa, se mai prepădesc foarte mulți oameni, zic că bine, domnule, vorbim și cu Câțu, ca să nu zică că... Cornel, noi vorbeam de data trecută. Catastrofă umanitară în România. Da, adică catastrofă umanitară și catastrofă politică. Și, corect. Dacă suntem... Sau catastrofa politică a adus această catastrofă umanitară. Dacă suntem în situația de a ne scoate, de a recurge la un general, pus el peste noapte, by night, vicepreședinte la PNL... Pentru că îți dai seama că a fost pus vicepreședinte la PNR cu aceeași tehnologie cu care l-au scos și pe Câțu. Adică, prin presiunea, e clar că
ne aflăm în fața unei soluții limită. Nu recurgi la un general, la un om care nu... Tu știi cum vorbește generalul Ciucă? Ferească Dumnezeu! Dumnezeu, eu nu știu! Ciucă, stai o secundă, eu l-am văzut. Bun, dar ce faci? Într-o situație de criză, sigur că el poate face multe lucruri bune. Poate rezolva repede medicamente, mai bună organizare a mecanismelor de comunicare, mai bună aprovizionare, mai bun, decizii mai ferme. Cineva zicea, într-o discuție azi de la Cotidian, Octavian Știrenu, că o să mai curețe din desurile și din decolteurile de prin guvern. Ei, uite că acolo... Nu cred că va ajunge până acolo. Cornel Istorescu vorbește ca un hashtagist deja. El e supărat că nu e USR Plus în guvern. Intrăm în legătură și cu Bogdan Teodorescu, dacă îmi dai voie această legătură. Bogdan, l-ai auzit pe Cornel Istorescu... Cum se decontează în momentul ăsta tot ceea ce s-a întâmplat? Poftim? S-a întrerupt legătura? Bine. Tu vorbești exact cum sunt aia din USR. Ai ceva împotriva lui Ciucă. De ce? Doamne, ferește. Din potrivă, orice om nou care nu este terfelit, chiar dacă este militar, și care militar înseamnă rigoare, ordin, regulamente și așa mai departe, trebuie să-i dai o șansă, mai ales într-o situație nefericită, limită. În contextul actual, e o soluție pentru situația de degringoladă în care se află președintele. În mod sigur este un semn prost pentru democrația românească. Clement Hunor spunea că în ultimii 50 de ani nicio țară din Europa democratică n-a fost condusă de un fost ofițer, de un fost general, în afară de deștea căprari care au fost în armată tineri. Cred că era mai degrabă o soluție, după părerea mea, era Clement Hunor ca prim-ministru. Nu ne ocupăm noi, nu e treaba noastră. Nu ne ocupăm, e adevărat. Noi suntem jurnaliști și nu găsim noi prim-ministri, să pună partidele. Dar această soluție, care ne arată câteva lucruri, disperarea lui Klaus Iohannis, mămăliga și plastelina din PNL, dacă corect. PNL-ul până alaltă ieri o răcăia sus și tare că nu se poate decât cu Câțu candidat din nou președinte și că la un moment dat chiar se pare că așa și fost varianta cu care ei și-au făcut calcule. Inclusiv nu era varianta, era varianta președintelui. Inclusiv președinte. Deci toată lumea miza pe chestiunea asta. Numai că lucrurile au luat-o atât de rău la vale. Totul s-a decontat în atâtea înjurături, fluierături și adjective negative la adresa președintelui, încât el și-a dat seama că e prăpădul lumii. El se scufundă cu tot. Va fi în situația să-l scoată lumea cu pietre de la Cotroceni, să plece, să iasă lumea în stradă, să declanșeze adevărate revolte sociale. Klaus Iohannis, dacă mâine îl punea pe Câțu astăzi, se putea trezi cu sute de mii de oameni în stradă în România. Scoși de partide politice, scoși de, mă rog, nu contează. Nu mai are importanță cum, da. Da, lumea ar fi răspuns da. Deci e clar că renunțarea la Câțu, la pupila lui, la soluția Câțu care a executat toate ordine în materie de fonduri, de PNRR, de bănci, de credite și așa mai departe, s-a dus pe apa sâmbetei pentru că presiunea a devenit extraordinară. Mă, nu mă pot abține să nu-și citesc ce zic niște oameni Te rog. Pe site-ul președintelui, da? Nu pe la postările președintelui. Da, te rog. Clausică, eu zic să nu lași comentarii la postările tale. Nu de alta, dar nimeni nu te mai suportă și nu cred că scrie vreunul de bine. Guvern minoritar PNL susținut de PSD, nu vă e rușine nici măcar un pic? Să vă aduc aminte ce ziceați nu de mult despre PSD. Valori, principii, ioc, sunteți o rușine de nedescris și meritați să fiți demis. Vă spune asta Laurențiu Horubet. Deci ca să-i citesc, înainte am citat din Vlad Gheorghiță. Criza provocată de voi, acum vrei să pui prim-ministru în general de armată? Din lac în puț. Ar trebui să fie și, să fie și alții mai tineri. Dar de hiene suntem sătui. Super, să facă instrucție că suntem o nație de nebuni. Cu durere mă uit ce face președintele pe care l-am votat după cost de kilometri și ore de așteptare. Parcă aș mai stau o dată la coadă să-mi repar greșeala de data asta. Domnule Iohannis, sunteți în război? Cine e dușmanul? De ce aduceți armata la guvernare? Muture, ție nu ți-e rușine de șase... Poftim? Nu. Ok, așa scrie, îmi pare rău. Așa zi. Cum se spune? Cenzurat, ok, ție nu ți-e rușine
de 6 mi-l dai, mi-l dai de oameni care au, milioane de oameni care au crezut că vei scăpa țara de PSD, ajunge sub 5% la viitoarele alegeri? Așa s-a făcut selecție și la Dinamo și uite unde s-a ajuns. Dom'le, e un râs general, e o acuză generală, e o contestare generală. Președintele a intrat cu încăpățânarea lui, cu credința că el decide și el e șeful statului, cum spun foarte multe dudui de pe la televiziuni. Nu e nene șeful statului. Spuneți-le oamenilor să înțeleagă, e președintele României, are parlament, are justiție, nu poate să le încalece pe toate. Nu e șeful statului. Păi sunt toate ale lui. Nu sunt ale lui, domnule. Democratic și constituțional nu asta sunt democratic. Ale lui. Punct. Da? Parlamentul lui, guvernul meu și așa mai, parlamentul meu le are pe toate. Da, da. Da, și Carol al doilea l-a avut, a zis că e guvernul meu. Hai că îl avem și pe Bogdan Tudorescu. Bună seara, am înțeles că a fost o cădere de tensiune. Bine, tensiunea provocată, indusă de Cornel Nistorescu, mai ales că a citit mesajele cu Mutu. Cum vezi ce s-a întâmplat până acum, ce decontează și în ce înseamnă această numire a generalului Ciucă, Bogdan Tudorescu? Bănuiesc că în momentul de față avem de a face cu o tentativă a lui Iohannis de a, mă rog, de a ieși oarecum din situația în care se găsește, o tentativă și a PNL-ului de a ieși din situația complicată în care se găsește. Dacă ții minte, în discuția pe care am purtat-o săptămâna trecută, discutam de faptul că probabil nu-și doresc să-i aibă din nou pe cei de la USR la guvernare și atunci singura lor variantă este să guverneze cu sau fără PSD sau cu susținerea PSD și așa mai departe. Și că singura soluție era să nu fie domnul Câțu, după cum era evident că PSD-ul nu accepta să fie domnul Câțu, și nici un prim-ministru foarte politic. Noi ne așteptam, în discuțiile pe care le purtam, să existe chiar un prim-ministru tehnocrat, eventual chiar din afara partidului, care să preia această perioadă complicată, atât epidemiologic, cât și economic, criza energiei și toate celelalte pe care le cunoaștem, și să încerce cumva să treacă măcar iarna, până în primăvară, când om vedea unde ajunge. Da. Domnul Ciucă este undeva la jumatea drumului. Este un ins care are oarecare aliură de tehnocrat, dar în același timp este membru al Partidului Național Liberal, fost membru al Guvernului și, așa cum știm cu toții, un apropiat al domnului Iohannis, care la un moment dat, în puțin înainte de pandemie, a încercat să-l mai pună odată prim-ministru în funcție. Acum, există evident în toată această discuție niște elemente de analiză pe care le putem face, dincolo de nemulțumirea cetățenească, destul de evidentă, se vede în sondaje, se vede în atitudinea ziarelor, se vede chiar în mesajele despre care s-a făcut vorbire în emisiune. Primul lucru, hai să luăm pe cele bune, este că în principiu se încearcă un transfer de imagine dinspre ultima instituție care încă mai are o imagine pozitivă în România, de fapt sunt două, armata și biserica. Ultima instituție care civilă, de fapt nu e civilă, e militară, care are o imagine bună în România, armata, se încearcă o transfer de imagine către guvernul României și către întreprinderea care urmează a fi făcută. De aceea a fost pus un personaj care este asociat cu imaginea de general. Al doilea lucru este că s-ar putea să ne așteptăm, s-ar putea să vedem un nivel mai înalt de organizare dacă fostul general Ciucă are aceste capacități. Eu personal nu știu dacă le are sau nu, dar mă rog, prezența sa în teatre operative din ultima perioada un pic mai veche ar putea să conducă la această idee, că este un ins organizat, un ins care știe să dea ordine, un ins care știe să țină situația în mână. Al treilea lucru pe care cred că l-a obținut Iohannis a fost să demonstreze că nu se cramponează de Câțu, lucru pe care destul de mulți dintre observatori îl considerau ca fiind un dat. Dacă remarcați, este a doua mișcare de acest tip pe care o face. Când l-a numit pe Cioloș, o numire de altfel contestabilă din multe puncte de vedere, de fapt el a închis un pic gura celor care se spunea, uite, se ceartă cu USR-ul, nu îi bagă în seamă. Le-a dat posibilitatea să facă guvern. Evident că n-avea cum să-l facă. Acum, a doua vază era evident, i-au pus pe Cioloș ca să-l pună pe Câțu să n-aibă lumea cum să-l pice. Nu l-a pus pe Câțu, a pus pe altcineva. Astea sunt, hai să zicem, părțile oarecum pozitive. Partea negativă este una globală, fiindcă într-adevăr la acest moment este o neîncredere destul de mare în clasa politică, în ansamblu și în dreapta
foarte mult în combinația coalițiilor, coaliția de dreapta și implicit în vârful acestei coaliții se află președintele Iohannis, față de care cetățenii își manifestă o neîncredere destul de mare. Eu nu am chiar cifrele acelea catastrofale de care spuneți dumneavoastră, dar probabil că în timp se poate ajunge și acolo. Oricum, stă mult, mult mai prost decât stătea acum câteva luni. Și nu în ultimul rând, mai asistăm la ceva care este destul de periculos, sau mă rog, s-a mai văzut în societatea românească, este un grad foarte mare de nerăbdare. Până acum nerăbdarea nu era însoțită și de disperare. La acest moment societatea românească este afectată de aceste două fenomene. O nerăbdare față de mișcările politicienilor și o disperare față de situația în care se află. Acesta este un cocktail foarte periculos pentru oricine se află la putere. Nu mai vorbim de faptul că un guvern minoritar este un guvern foarte condiționat. Este foarte clar că nu e deloc ideal ca într-o coaliție, ca într asemenea timpuri, să ai parte de guverne minoritare care practic nu au putere decât până când le dă voie Parlamentul. Pe de altă parte, neîncrederea în coaliția de dreapta face ca această viza Parlamentului să devină interesantă și să devină, dacă vreți, un factor de temperare atât a acțiunilor lor, cât și a nemulțumirilor populației, fiindcă prin susținerea de către PSD, dacă va veni aceasta, deci noi vorbim teoretic, da, a acestui guvern minoritar, probabil că politicile vor fi într-un fel sau altul amendate și de partidul de stânga. Ce mai putem constata, puțin în afara zonei de conflict neapărat, dar așa ca o constatare, este, hai să vorbim popular, țeapa pe care a luat-o USR Plus cu jocul făcut legat de Stelian Ion. Știi că făceam un calcul că acum câteva zile, nu știu, 3 săptămâni, aveau cele mai bune 5 ministere, erau în situația de a-i pune pe liberal să deconteze ce merge prost și se pregăteau să mânuiască cu fericire fondurile care veneau de la PNRR. La momentul de față sunt undeva pe tușă și într-o situație șifonată. Ultima săptămână n-a fost una foarte fericită pentru domnul Cioloș și pentru partidul său. Întrecuți, evident, inclusiv de partidul AUR, proaspăt intrat în Parlament și care acum a trecut pe lângă ei cu destul de multă viteză. Și în situația de a deconta la un moment dat o țâfnoșenie foarte ciudată, adică la un moment dat vom înțelege de ce a fost nevoie de această criză din punctul lor de vedere, dar se dovedește că de fapt chiar dacă au ceva ani în spate, s-au ființat în 2016, iată au 5 ani, n-au învățat foarte multă politică. Corect. Dacă aș avea un pariu de făcut pe ceea ce urmează, este de văzut dacă cumva ceea ce bănuiesc eu că va fi jocul de imagine al domnului, de fapt prestația domnului Ciucă, cu tot cu joc de imagine în interiorul prestației, va avea succes sau nu, va conta sau nu, sau dacă cetățenii vor avea un pic de răbdare cu domnia sa sau nu. Va fi un guvern pentru câteva luni cu sprijinul PSD până la primăvară? Dacă ne uităm în istorie, a mai fost un guvern ăsta ținut de PSD după 2007, înainte de prima suspendare a lui Traian Băsescu, când guvernul Tăriceanu a rămas cu UDMR, deci în absolut aceeași combinație PNL plus UDMR și a fost ținut de PSD până la alegeri. Deci a durat, bun, era mai aproape, nu sunt chiar 3 ani până la alegeri, atunci era 1 an jumate. Contează foarte tare ce se întâmplă în iarna asta. Fiindcă trebuie să înțelegem un lucru, PSD-ul nu cred că își va dori să deconteze foarte tare guvernarea. Ceea ce se întâmplă acum. Da, mulțumesc mult, Bogdan. Continuăm ca să existe un dialog, chiar dacă la distanță, apropo de PSD, apropo de USR. Cum vezi ceea ce s-a întâmplat? Președintele și-a dorit morții să scape de ei. Nu au ori nu și-au dat seama, nu s-au prins. Erau atât de îmbătați de putere, de responsabilități, de redat contracte și dus instalat oameni, încât nu au realizat că l-au călcat pe coadă, că l-au atins la interes în zona procurorilor, numirii procurorilor la cele mai importante. Acolo l-au atins pe Klaus Iohannis, pe președintele României, în
punctele lui vulnerabile sau discutabile sau de care s-ar putea... Vulnerabile, teme. În primul rând, da. Vulnerabile. E vorba de preluarea bunurilor de la grupul etnic german prin FDGR, e vorba de case, e vorba de alte câteva, adică lucruri. Câteva lucruri, câteva dosare, dacă vrei, cu ghilimele, care puteau fi cercetate, anchetate, dacă Stelian Ion schimba... Și punea procurorii pe care vreau să-i pună USR. Ei erau îmbătați de, am mai spus-o, cred că și la data trecută la întâlnirea de, cu tine. Da, te rog. USR-ul era încântat și fascinat de preluarea controlului asupra parchetelor. Foarte mulți oameni din parchete sunt useriști, sunt promovați de useriști, de Monica Macovei și continuând cu clasa și de rețele. Exact, și așa mai exact. Departe, da. Ei își imaginau că preiau integral controlul asupra parchetelor și erau foarte aproape de asta. Prin Mihai Prună, prin foarte mulți, prin Ana Dana, prin foarte mulți. Erau foarte aproape să preia un control total asupra... Și se vede că președinte, dar și PNL-ul, că până alaltă nu voia să discute cu PSD-ul, fac acest compromis astfel încât guvernul lor minoritar să fie susținut de PSD. Mulți oameni spun că înțelegerea cu PSD-ul să tolereze, să... ca în situație limită să dea un sprijin unui guvern minoritar, e veche, e de luni de zile. Asta explică și tonul mai molâu, mai mălăeț al PSD-ului, atât prin Ciolacu cât și prin... Ceilalți câțiva lideri, da. PSD-isto, informativul Vasile Dâncu, PSD-isto... analist, ok. Informativ, ai fost bine, că da, e pe... Da. Ok. Și dintr-o dată care a ținut PSD-ul într-o rezervă continuă pe ideea că dezastrele, chiflele și gafele PNL-ului se decontează pozitiv la PSD. Ei aveau păreau a avea o înțelegere și acum, uite, după amiaza asta, PSD-ul n-a negat câtuși de puțin categoric că ar refuza PNL-ul. Dar e clar că nu vor refuza. E logic. Rămâne de văzut dacă vor primi. Da, a ieșit că... primul ministru desemnat, adică Cornel, să spun ceva, primul... va veni la sediul lor să le facă curte și așa mai departe. Ei trebuie să apere neapărat finanțarea rețelei lor din teritoriu, primarii PSD-ului, beneficiile lor. Și mai e ceva. Nu se poate. Sunt foarte mulți din USR Plus la nivel de secretar de stat, șef de agenții, adică care pleacă și e posibil deja să vină cei din PSD aici. Dacă o să sprijine PSD-ul guvernul minoritar. Va avea numai beneficii. Este o operațiune. Iau experiența acestei susțineri discrete cu beneficii. Vorbea Bogdan Todorescu a lucrat de perioada. Gândește-te că Dan Voiculescu Varanu a lucrat la greu la această susținere, la această reducere a PNL-ului la situația de partid minoritar la putere, ca să poată susține împreună cu invizibilii lui din PPUSL și mai are și un grup în PSD, să susțină un guvern minoritar pentru a putea mulge, condiționa și pune condiții de spunea contract. Spunea și Bogdan Todorescu, există experiența PSD-ului de a sprijini guverne minoritare. Deci află tu... Și guvernul 2015-2016, chiar guvernul Cioloș, a fost un guvern care a fost sprijinit și chiar cu prezență în guvern. Vreau să te întreb, crezi că stai, vor avea și miniștri? Ceva, te rog, stai un pic. Te rog. Deci dacă PSD-ul va susține un guvern minoritar PNL, să știi că este și o victorie a lui Dan Voiculescu Varanu și Antena 3, a lui Mihai Gâdea. Le-a ieșit un aranjament la care lucrează de mai multă vreme. Uh-huh. Da? Ceea ce ție nu ți-a reușit, vezi? Mie nu-mi reușește nimic, eu nu-mi propun nimic de genul ăsta, adică nu mi-am propus niciodată. Eu sunt întotdeauna un ziarist contra puterii. Deci, pe termen lung, va fi acest guvern minoritar sau va fi un guvern de tranziție? Și știi cum e în România, toate lucrurile astea pe tu o perioadă nelimitată devin definitive și invers. Da, tu ai cifrat în subconștientul sau în creierul unui politician român ca să poți să faci previziuni? Nu pot să fac asta, nu, pentru că ar fi sfârșitul. Dacă merge bine... Bun. Ce se va întâmpla dacă merge bine la butoane și le iese cât trebuie. Ce se va întâmpla cu USR Plus? USR Plus va avea o mare problemă. Dispare de scenă pentru o lungă perioadă de vreme, pentru că nu cred că cineva își va permite să mai joace, să-i transforme, să ia drept parteneri. Oricâtă susținere ar avea ei de la Bruxelles, de la Paris și așa mai departe, nu se mai bucură de credibilitatea relației de...
Cornel Nistorescu, mulți vor fi racolați, vor fi dezamăgiți de prestația unei echipe condusă de Barna, da? Da. Cioloș încă a pierdut un tren și cei din USR, nu cei din Plus, vor fi fie dezamăgiți. Acum sunt doar USR, nu mai sunt USR Bun, Plus. Nu mai mă refeream la cei de dinainte care au venit cu Barna, cu vechea echipă. Deci ei au o problemă uriașă. Ei au reușit să impună pe scenă un singur om, cel puțin așa pare, cel care Drulă de la Transportul, care a părut un om, a reușit să joace bine imaginea de tip preocupat, a dat drumul la multe contracte. Pentru tine poate. Pentru mine atâta timp cât a avut tehnică pe el și s-a dus să înregistreze pe unii ca un om al demnea, îmi pare rău, de om fără caracter. Păi, tocmai. Da, bun, din punctul ăsta. În calitatea ta de ministru să faci asta, să fii omul DNA-ului, să vină cu... Mă, dacă e să dinamitez un ticălos, să știi că eu aș face-o. Nu m-am făcut niciodată în viața mea. Atunci de ce vorbești? Dacă... Da, nu, asta e subiectul. Nu, dar problema e că nu ești ministru, dragul meu. Nici nu-l apăr. Da, dar în același timp a dat drumul la foarte multe lucruri. Pe de altă ceea ce parte, e mare lucru, pentru că totul se vămuia înainte. Guvernul, marele guvern, cu tine, nu știu, guvernul lui Pește Prăjit, să vii tot cu Mihăilă la sănătate, care a lăsat dezastru în urma ei și este unul dintre ghilimele artizanii. Improvizații caragioase. Păi și atunci. Ei nu se uită nimeni. Să vii tot cu Stelian Ion. Și vrei ca Iohannis să te mai audă la guvernare? Pe bune. Nu se uită nimeni niciodată că ei au venit cu Vlad Voiculescu la sănătate. Și asta, un contabil care n-avea diplomă, avea o adeverință. Cornel, trebuie să luăm o scurtă pauză, după care împreună cu Bogdan Teodorescu mai avem mai bine de 10 minute pentru ce va fi România din punct de vedere politic de acum, cum vedem perioada următoare. Și, de fapt, sunt și niște concluzii pentru această emisiune, pentru această săptămână, apropo de tot ceea ce s-a întâmplat. O scurtă pauză și ne întoarcem. Da, ultimele 10 minute din această emisiune. Îl rog pe Bogdan Teodorescu să ne spună cum vede ceea ce se va întâmpla zi următoare în instalarea acestui guvern și în ce măsură crezi, Bogdan, că PSD va face parte din acest guvern într-un fel sau altul, un minister, ce se va întâmpla cu președinția Camerei Deputaților, ce se va întâmpla cu președinția Senatului? PSD-ul are o problemă destul de mare. Deși stă foarte bine și este marele câștigător al acestor 8 luni, 9 luni trecute de la alegerile din decembrie anul trecut, problema lui este că dacă nu susține acest guvern și îl găsește, mă rog, motive pentru care să îl trântească, cumva îi cam vine în brațe guvernarea. Fiindcă așa cum chiar președintele Ciolacu a precizat, nu prea poți să faci anticipate în acest moment. Din foarte multe motive, unele chiar foarte evidente. Deci, probabil că PSD-ul va găsi cea mai puțin corozivă cale prin care să susțină acest guvern fără să se expună foarte tare, fără să-și strice scorul pe care l-a adus și fără să-și dezamăgească propriul electorat. Nu știu dacă va intra la guvernare în vreo fizic cu vreun minister ocupat de ei. La un moment dat au anunțat ideea unor tehnicieni pe care să-i susțină, unor, mă rog, neimplicați politic pe care să-i susțină și să-i trimită în diverse ministere. Probabil că vom asista la acest lucru. Mie mai interesantă mi s-a părut replica lui Kelemen Hunor, care până acum părea în relație foarte apropiată cu PNL-ul și care acum a nuanțat sau a relativizat susținerea pe care o aduce acestui guvern. Probabil că vor să negocieze niște ministere în plus. Nefiind, de până că este foarte fericit cu nominalizarea unui fost militar, unui general în fruntea cabinetului. Restul detaliilor pe care le-ai întrebat, cine va lua Camera Deputaților, cine va lua Senatul, bănuiesc că vor fi niște aranjamente în spiritul acestei ipotetice noi majorități care se constituie. Întrebarea care se pune însă și pe care mi-o pun cel puțin în momentul de față este dacă cumva există sau dacă exista o altă variantă mai bună decât aceasta conform condițiilor date, fiindcă, așa cum este evident, nu există o majoritate de stânga pe care să o construiască PSD-ul decât dacă adoptă și aurul, lucru pe care nu-l doresc și nici atunci nu ajunge, trebuie să mai pună pe cineva. Și majoritatea de dreapta s-a rupt. Deci noi, de fapt, în momentul de față avem două blocuri, unul de stânga, unul de dreapta,
fără majoritate fiecare dintre ele, cu două partide în afara acestor grupuri, USR și AUR, care niciunul nu mai e frecventabil. AUR-ul nu e frecventabil din cauza, mă rog, imaginii pe care din inabilitate și-au construit-o peste hotare, USR-ul nu este frecventabil datorită comportamentului sau din cauza comportamentului din ultima perioadă. Deci în acest moment aceste două partide mari, PSD și PNL, mari din perspectiva Parlamentului actual, nu din perspectiva sondajelor, sunt puse în situația să colaboreze într-o formă sau alta. Și repet, chiar m-am gândit după ce am auzit numele domnului Ciucă, dacă exista altă variantă. Probabil că exista, nu-mi trece mie prin cap, probabil că era un independent care putea fi adus, dar cred că contează foarte mult pentru viitorul acestui guvern cum se va comporta viitorul prim-ministru în următoarele zile. Dacă atitudinea sa va fi în continuare atitudinii tipice a politicienilor din ultima perioadă, ceva care se rimeze cu Câțu, cu Orban și cu tot ce am văzut în ultima perioadă, sau va fi ceva ce va părea nou. Știți că întotdeauna una dintre regulile comunicării politice este foarte clară. Schimbarea totdeauna este, are o bucată de șansă, are o perioadă de șansă. Evident, în cazul de față, e foarte scurtă această perioadă. Orice schimbare provizorie temporară în România devine definitivă și orice schimbare care se vrea a fi definitivă devine temporară. Va fi pe termen lung acest guvern minoritar? Depinde. Lucrul stă în mâna PSD-ului. Și stă în mâna dacă guvernul cumva performează. Dacă, mă rog, există un oarecare grad de liniște indus populației, dacă anumite elemente din crizele pe care le traversăm încep să fie controlate, dacă dă dovadă de mai mare fermitate mai puțină vorbărie, dacă este mai stabil din perspectiva aparițiilor publice, atunci PSD-ul nu ar avea un motiv să nu susțină în continuare. Dacă însă guvernul este un guvern ratat și PSD-ul poate să deconteze prin susținerea acestui guvern, probabil că îl va da jos în primăvară și se va ajunge inevitabil alegeri anticipate pe timp de vară. Am înțeles. Cornel Nistorescu. Eu aștept, nu pot să-mi dau seama ce o să facă generalul Ciucă, aștept să văd întâi în zilele următoare, mâine mai degrabă, dacă apare vreo listă, și cu cine merge la finanțe, cu cine merge la sănătate, cu cine merge la fonduri europene. Adică depinde foarte mult și de componența guvernului. Asta. Da, este fundamental. Dacă va veni cu Rareș Bogdan, ministru, cu Raluca Turcan și lasă finanțele la Dan Vâlceanu, mi-e clar că rămâne cu aceeași echipă, gașcă, adesea pe alocuri cu comportament de bandă politică la guvernare. Dacă generalul Ciucă încearcă să scoată, să se blindeze, să se bazeze pe niște oameni importanți, profesioniști, în aceste puncte cheie, înseamnă că are un plan, vrea ceva. Mi-e și greu, nici nu pot să-mi imaginez cum poate un om care are comportamentul ăsta un pic rigid, un pic mecanic, dat de regulamente de la armată, așa toată viața a trăit în asta, să discute sau să se înțeleagă cu niște politicieni care sunt învățați să învârtă tot, să schimbă părerea, să șmecherească, să tragă pe barba lor, pe interesul lor și așa mai departe. Cum va cupla generalul Ciucă cu acest tip de comportament a acestei găști care domină PNL-ul? Și relația cu Câțu. Câțu-l zboară, îl sacrifică. Deci nu mai contează. Eu cred că cei din PNL, pentru că dacă nu-l sacrifică și dacă se face o echipă, un fel de clan de împotriva generalului Ciucă, va fi dezastru. Nu, de la o chestie ca asta nu va marcea nici PSD-ul, e clar. După opțiunile pentru ministere pe care le va avea generalul Ciucă, putem să ne dăm seama și ce vrea Klaus Iohannis, ce e în capul lui. Crezi că PSD-ul va dea un aviz pe eventualul guvern? Nu știu. În mod normal, din datele care le avem, va fi un guvern minoritar PNL-UDMR susținut de PSD. Dom'le, problema este dacă îl pune pe Câțu la finanțe, de exemplu, înseamnă că președintele Klaus Iohannis este agățat undeva. Dacă Rade și îi cere lui generalului Ciucă să pune oameni competenți în aceste puncte cheie, am zis sănătate,
drumuri, fonduri europene, nu, justiție. Nu, sănătate, în primul rând e o criză sanitară. Ok, dar acolo trebuie un om capabil să organizeze rapid, să dea încredere, să dea sentimentul. Și să miște lucrurile foarte mediului repede. Sanitar, că se și pot... să vină cu proiecte, exact. De fapt proiectele sunt pentru PNL. Bani, medicamente, urgent și organizare. Și organizare și schimbare în abordarea deci, asta a ideii de sănătate. Din asta ne dăm seama ce hram poartă primul ministru desemnat și ne dăm seama, din păcate, și ce hram poartă președintele. Pentru că nu mai poate să uite la lună când plus va desemna oameni. Alaltea când a venit sau când a fost ieri, a venit și a constatat dezastru, zicea că el e picat din lună. Vai de mine. Da, nu era adică de a acceptat niște desemnări de pe vremea USR-ului. Niște catastrofe. Dumnezeu, dacă va mai face asta, înseamnă că... La revedere. Bogdan Teodorescu, ultima întrebare într-un minut. Spune-mi, te rog, cum vezi noile restricții? Cum crezi că va primi populația noile restricții? Și aici, din nou, contează cine le comunică. În continuare, repet, s-ar putea să avem o surpriză plăcută sau o surpriză neplăcută cu acest nou prim-ministru, despre care, de fapt, știm foarte puțin. Comportamentul său. Dacă mă uit la cifra oamenilor care se vaccinează, pare că cel puțin o parte din cetățenii României sunt speriați. Sunt speriați de cifre, sunt speriați de evoluția bolii, sunt speriați, chiar am văzut materialul cu doctorul Marinescu de dinainte. Situația are un nivel de dramatism pe care nu pot să nu o sesizez. Umanitară, Bogdan. Și de asemenea un nivel de pericol pentru fiecare individ din această țară. Corect. Astfel încât e foarte posibil ca măsurile, dacă sunt comunicate cum trebuie și dacă sunt asumate de o echipă solidă și de un prim-ministru care să se diferențieze de ce a fost până acum, s-ar putea să fie acceptate. Pe de altă parte, mai am de spus un singur lucru apropo de acest moment. Te rog. Dacă cumva domnul Ciucă reușește, este un moment foarte greu pentru clasa politică românească, care și-a dovedit încă o dată incompetența în momente complicate, mă refer la mandatul Orban și mandatul Câțu, și care ajunge să fie salvată din nou, dacă va fi salvată, de un nepolitician. Un lucru care va schimba niște reguli ale jocului și probabil că va reconfigura discuția pentru anul 2024. Repet, dacă ceea ce se propune acum, echipa care vine, primul ministru și așa mai departe, vor avea succes. Dacă nu... La revedere, sănătate la mulți ani. Mulțumim mult, Bogdan Teodorescu. Ne vom vedea și săptămâna viitoare să discutăm. Așteptăm analizele lui Bogdan Teodorescu de fiecare dată. Ai ultimul cuvânt, Cornel Nistorescu. Apropo nu de... mai am de adăugat nimic. Ce am avut de deci spus, tot ce ai spus rămâne, deci, cum rămâne am stabilit, valabil. Da? Rămâne deci ești de acord cu antevorbitorii tăi. Mulțumesc mult, Cornel Nistorescu. N-am ce repetam. Mulțumesc mult, Cornel Nistorescu, pentru participare în această seară. Și eu vă mulțumesc. Atât de multe mesaje, din păcate, cu Facebook-ul ăsta ajung la vorba lui Valentin Stan, cu care o să ne întâlnim la un moment dat, dacă aveți un pic de răbdare. Parcă suntem sabotați pe Facebook, peste tot, ne cade transmisia și așa mai departe. Bine că ne vedem aici la Alev News, la Marius Tucă Show. Până săptămâna viitoare, ținem aproape.